Bună ziua și bine v-am regăsit! Iată-ne aflați în restaurantul Nicorești, împreună cu Damian Amfire. Altă viață! Da! Cu adevărat altă viață! Da. Ne aflăm într-unul din restaurantele, unul din puținele restaurante care s-a păstrat și după comunism. Bine restaurat și bine păstrat. Unde vom vorbi cum petrec bucureștenii și cum petreceau bucureștenii. Mai mult cum petreceau. Recunosc că încep să fiu și eu învechit. N-am fost niciodată foarte la modă, dar acum chiar să simte un pic vârsta a doua, așa că începe să instaleze. Așadar, mai puțin despre ce se întâmplă astăzi, mai mult despre ce se întâmplă altă dată. Cine știe, poate din ce se întâmplă altă dată prind unii niște idei și le mai reactualizează, că n-or fi fost chiar toate perimate până astăzi. Deci vom face o incursiune culinară și de petrecere în timp. Ne întoarcem în timp. Tot ce poate să țin, tot ce nu e muncă, o să discutăm astăzi. Bun așa. Pornim orientativ, așa, cu un criteriu istoric, adică mergem cam de pe vremea lui Brâncoveanu, din vremea curților voievodale, trecem pe Rafanarioți, ajungem în perioada secolului XIX, când se instalează Belle Époque, trecem în perioada interbelică, în anii nebuni, și o să ajungem până în perioada comunistă, ne întindem puțin de tot și după 90, cu primele încercări de organizarea unei astfel de industrii de distracție autohtone. O să spicuim la fiecare, evident că nu putem să fim exhaustivi subiectul ăsta, nici când îl discuți numai pentru București. Nu poți să ai pretenția, nu într-o discuție, nici într-o carte nu poți să ai pretenția că ai să acoperi tot, fiindcă sunt foarte multe variabile în discuție, adică pornind, ca să dăm un cadru un pic de discuție așa, despre ce vorbim. Că fiecare când se gândește la petreceri, se gândește la un soi de cârciumă, club, ceva de genul ăsta. Petrecerile sunt de mai multe feluri. Se poate face petrecere acasă, sunt fel de fel de ocazii în viața omului, cum mai mulți dintre noi, majoritatea ne-am lovit până acum de o nuntă sau un botez sau o amendă, cum se mai spune popular. Sau mai poți să ai mici distracții care astăzi, din păcate, sunt mai mult sau mai puțin pierdute, cel puțin la cei mai tineri, respectiv de a sta la un taifas, de a sta la o șuietă, de a face un joc, de a face niște mici distracții din astea în aparență nevinovate, care sau cam pierdut, e adevărat. Aveau scopul altă dată de a trece timpul. Acum, cum timpul trece mai repede decât ne putem noi dezmetici, da, au devenit un pic perimate, dar cine știe, poate dacă le reinstituim puțin, fac să stea și timpul un pic mai blând. Și acum că vorbim de București, București a avut din totdeauna, s-ar putea spune, din câte mi-am dat eu seama, că a avut o natural o înclinare spre tihnă, spre așezare, spre liniște, spre a petrece liniștit. E o treabă care cumva ține de spațiu oriental. Civilizațional vorbind, adică dincolo de geografie sau de altele, noi ne cam aflăm la întretăierea între Occident și Orient. La noi s-au întrepătruns astea și avem atât influențe occidentale cât și orientale. La capitolul petrecerilor, cel puțin în perioada veche, stăm mai degrabă sub semnul Orientului și aici se înțelege inclusiv treaba asta de huzur, de a sta în lege și de a te bucura de plăcerile vieții, că sunt ele mai abundente sau mai puțin abundente. Și în prima fază, deci până pe la 1700, aria petrecerilor se desfășoară aproape exclusiv în mediul privat. Adică încă nu avem ceea ce se poate numi vreun stabiliment. În intimitatea casei, practic. Casei, bineînțeles că vorbim de felurite case. Adică mai greu de imaginat vreun huzur într-un bordei țărănesc, unde toată treaba se rezuma în mare parte la supraviețuire. Aveai sărbătorile mari religioase, Crăciun și Paști în principiu, unde îți permiteai măcar să fii sătul, dar nu prea putem să vorbim de o voie bună în adevăratul sens al cuvântului, decât la nivelul de sat cu sistemul lui de adunări sociale, de hore, de șezători, în cadrul cărora se lucra sau se petrecea, se încheiau viitoare alianțe matrimoniale, dar nu poți să vorbești de o manieră de a petrece care să poată să fie dezvoltată prea mult în afara sferei tradițiilor. Treaba asta clar trece și la București, Bucureștiul fiind o salbă de sate care s-a unit. În perioada medievală, chit că nu prea avem informații pe domeniul ăsta, putem să presupunem că exista un mod de a petrece destul de asemănător cu mediul rural de astăzi. Dar ce motive aveau să petreacă? Motivul este inerent firii umane, că nu suntem făcuți doar ca să muncim și să mâncăm. În afară de sărbătorile și de nunți. Existau o anumită ritmicitate a anului. Era, în primul rând, inspirată de muncile agricole. Și atunci, vechile ritualuri păgâne care au pătruns
și în creștini și au fost cumva adoptate, se mențineau. De exemplu, aveai sărbătoarea de Armindeni, pe care majoritatea astăzi o știm ca 1 mai, 1 mai muncitoresc în perioada. Începutul primăverii. Chiar 1 mai, e da. Aceeași dată. Da, este de fapt începutul sezonului cald, că înainte nu era o departajare foarte limpede pe 4 anotimpuri cum e astăzi, era perioada de sezon cald când se făceau muncile agricole și perioada de sezon rece când omul stătea mai așezat, că nu prea avea ce să facă pe câmp sau cu animalele. Și atunci asta era clar o sărbătoare la care se bucurau oamenii de începutul primăverii. De sărbătoarea asta se puteau face și încuscriri, că era sezonul perfect și pentru nunți. Mai avem sărbătoarea culesului, fie că vorbim de sfârșitul culesului la grâu, deci aproximativ în jurul zilei de Sfântul Ilie, pe 20 iulie. Avem Sfântă Mărie Mare, dar asta este un tip de sărbătoare religioasă. Avem Cristovul Viilor, care este de praznicul înălțării Sfintei Cruci, când se începe culesul. Da? După aia, toată perioada de toamnă, a perioada a doua a toamnei calendaristice, e, bineînțeles, bine susținută de produsul nou al viilor, care automat cândeamnă omul a petrecut. Cam astea sunt tiparul sărbătorilor. Adică, pe de o parte, avem sărbătorile religioase, fie că sunt autentic creștine, fie că se suprapun unor tradiții păgâne. De exemplu, Crăciunul are o necesitate practică, fiind iarnă, fiind o perioadă depresivă, să zicem, când vremea nu te ajută prea mult să te simți, ai nevoie de ceva care să-ți ridice un pic spiritul. Cam astea erau motivațiile și bineînțeles că sunt cumva și alternate cu perioadele de post religios, că biserica a instituit posturile astea și din rațiuni religioase, bineînțeles, dar astea nu le comentăm așa pe larg aici, dar și din rațiuni cumva economice, în sensul de a-și strânge omul o bază de rezerve care să-i asigure petrecerea în perioada de sărbătoare. Adică ținând postul la un moment dat, îți puteai face provizii de alimente și de băuturi care să-ți permită după aia să sărbătorești Crăciunul în perioada veche, să sărbătorea vreo 2 săptămâni. Ceea ce noi astăzi, noi păstrăm durata asta festivă, dar nu prea mai ținem, că el de fapt este între Crăciun și Bobotează și de fapt Sfântul Ion, adică între 24 ajunul Crăciunului și 7 ianuarie. Tot 2 săptămâni ies. Perioadele de post te ajutau cumva să ritmezi treaba asta. Bineînțeles că postul era sinonim și cu lipsa unor astfel de petreceri, adică dacă tot era post de mâncăruri și de băutură, bine, nu se admitea nici prea multă voie bună în perioada aia. Ritmul ăsta de sat, cu siguranță că a fost specific și bucureștilor în perioada veche. Asta vis-a-vis de locuitorii obișnuiți ai orașului, să spunem. Altfel stă situația perioada veche, vorbind de o împărțire mai simplistă puțin, în sensul că ai talpa țării țăranii și nu prea ai clasă de mijloc. Treci direct la societatea boierească, societatea boierească care, asta vorbeam că se desfășura în spațiu privat, dar spațiu privat diferea destul de puternic între oamenii obișnuiți locuitori de case sau de bordeie și boierii care locuiau în niște veritabile conace. Acum nu prea ai familie boierească să nu fie avut o locuință în oraș și alta la țară. Deci asta deodată dă o diferențiere a ritmului de petrecut, în sensul că în sezonul cald, majoritatea boierilor lucru încă din vechime aveau obiceiul să retragă din oraș, să scape de zăduf, de atmosfera aglomerației urbane cu praf, cu temperaturi ridicate, cu mirosuri, că de un serviciu sanitar, cum am văzut în turul de pe Calea Victoriei, nu prea vorbim până în secolul XIX, să se retragă undeva la moșie, să petreacă acolo și să revină abia când se strica vremea în oraș. Dar chiar și așa, casele lor din oraș nu erau foarte diferite de conacele pe care astăzi le mai vedem numai în mediul rural. Nu cred să mai fie vreo casă autentic boierească mai veche de secolul XIX, n-am întâlnit, care să păstreze nu numai stilul arhitectonic al vremii respective, dar să păstreze și ansamblu, adică să vorbești de o curte foarte largă, care să aibă loc pentru că o gospodărie boierească de la oraș, nu prea ți diferențează de aia de la țară, avea o rătănie și la oraș, avea careturi, mai ales pentru cai și pentru trăsuri, calești, ceea ce trebuia pentru transport. Aveau dăile slugilor care erau separate de ale boierilor. La fel, tipicul vechi, nu exista să ai bucătărie în casă. Bucătăriile erau tot așa corp separat și aici apăreau niște mici probleme tehnice, că cei care aduceau de la bucătării, mai ales dacă era vreme rece, se întâmpla să se moșcăie un pic pe drum și să ajungă cu bucatele reci. Nu mai vorbim că cei care se ocupau de prepararea bucatelor în perioada veche erau majoritatea robi, și în multe cazuri de etnie romă, și dacă stăpânul nu s-a arătat foarte binevoitor față de rob și îi supăra, risca să servească și el o garnitură în plus
la mâncare până îi se aduceau bucatele. Nu e o treabă neapărat dovedită, dar e ușor de intuit la un moment dat când stai să te gândești. E, în schimb asta, petrecerea la casele boierești e una, în primul rând, eminamente mai îmbelșugată. Boierul, pe obiceiul vechi, mănâncă atunci când vrea el. Nu are ritmat cumva un program de masă, pentru că nu e condiționat de munci, ci de cu totul alte criterii. Boierimea veche, în principiu, își merita resursele pe care le deținea prin simplu fapt că era aristocrația războinică, pentru că exista riscul destul de frecvent, de altfel, în perioada medievală, să mor pe câmpul de luptă. În perioada când nu te luptai, meritai să te bucuri și de viață. Da, să spunem așa. Și drept urmare, vechii boieri, în afară de vreo dregătorie la curte, dar nici acolo să nu ne imaginăm program de funcționar sau de ministru astăzi. Adică nu făceai prezență zilnică, ci atunci când ridica domnul, convoca domnul sfatul domne sau divanul, atunci te duceai la curte și în rest te ocupai în mare parte de administrarea domeniilor și puteai să huzurești în voie. Și atunci, asta la domni, în momentul la boieri, în momentul când boierul cerea să îi se pună masa, îi se dădea masa. Noi ne-am obișnuit cumva, sau tiparul cel mai încetățenit de boier este ăla de boier fanariot, unde în mentalitatea epocii stătea că ești cu atât mai nobil cu cât faci mai puține activități. Și mai puține activități puteau să ajungă până la nu te mișca efectiv, fiind purtat de subțiori prin casă. Deci sloganul munca nobilează omul nu vine de pe atunci. Nici într-un caz. Moda mai mult apusenă, dar am preluat și noi expresia de sânge albastru. Venea de la o explicație foarte simplă. Una dintre explicații, dar e cea mai pertinentă după mintea mea, faptul că neavând contact cu soarele, stând numai în spații închise, da, pielea devenea translucidă și atunci se vedeau capilarele care au un aspect albăstrui. Și asta a mers până târziu în cazul femeilor. Moda cu plaja apare, hai să spunem, cel mai devreme la noi, la sfârșitul secolului XIX, am vorbit noi de altfel de Nița Biciclista, da. Una dintre primele femei care au preferat să facă plajă. Altfel, eu țin minte de la bunica mea, adică vorbind de mediul rural, se menține până în interbelic, ieșeau țărâncile la secerat vara, cu basma și cu ilic pe ele, că ferească Dumnezeu să se bronzeze. Soarele. Era mai mare rușinea să ai pielea arsă de soare. Și atunci cam asta este apucătura clasei boierești, dar asta sunt mențiuni, mai ales în secolul XIX. În secolul XIX se observă decalajul pentru că copiii boierilor școliți în apus vin cu totul alte moravuri și la un moment dat când se prind trei generații în viață, adică generația bunicilor cu generația nepoților, nepoții care deja sunt la a doua generație de oameni școliți în apus, se uită ca la ceva exotic la obiceiurile bunicilor, la obiceiurile celor mai vârstnici. Vorbeam în turul pe Calea Victoriei de Nicula Hovar, ce apariție stranie trebuie să fi fost omul ăsta care a trăit până la 1880 și încă păstra anteriul giubeaua și ișlicul pe cap. Dar pe lângă aspectul fizic al omului și apucăturile pe care le moștenesc ei din perioada fanariotă sunt ciudate și asta, țigara s-a murcat și la un moment dat mi se pare că lasă asta în amintirile lui. El cu tânărul Butculescu, cel care mai târziu a făcut expoziția cooperativă din Cismigiu, vor să meargă la un bal mascat, ceea ce era pentru boierii vechi, era de neconceput, cum adică să te maschezi ca un drac și să faci blestemății dintre astea, trebuie să ții la iemonicon. Iemoniconul sau Evgenia era trăsătura nobiliară, adică anumite multe lucruri nu se cuvine să le facă boierul. Și atunci merg la bătrânul Butculescu, cel al cărui casă încă se păstrează în spatele hotelului Lido. Nu se mai păstrează cum arăta atunci, dar avem proprietatea, să-i ceară voie să lase pe copil și îl găsesc pe bătrânul Butculescu întins pe un divan, având alături o roabă de etnie romă care îi dumica în farfurie doar cât să bage boierul în gură, un fel de pasăre friptă, ceva de genul ăsta. Lăsând la o parte asta că e șocat de apucătura asta că boierul Elene să taie, să bage în gură, ci numai să ia de pe talger să pune în gură, boierul replică absolut că nu o să îngăduie el vreodată ca feciorul lui să se facă de râs cu asemenea dăzmăți. Deci asta și vis-a-vis de cum percepeau boierii, dar asta este imaginea boierului fanariot. Boier care e pătruns vreme de 100 de ani, mai mult sau mai puțin, de moravurile turco-bizantine care ne vin odată cu elita asta fanariotă din unul dintre cele mai simple reflexe umane, dar imita pe aia care sunt puternici la vremea respectivă. Așa s-au făcut foarte multe mode. Ai văzut mai nou în filme sau așa și vrei să ai și tu. La fel s-a întâmplat și la noi.
cum petreceau boierii vechi în perioada antefanariotă, e o treabă ca pe care ne-o dau cronicarii, dar ne-o dau și ei cu măsură. Ceea ce transpare așa cu o constanță destul de puternică este faptul că se cam întreceau cu băutul. E o treabă veche la noi, viciul ăsta al băuturii. E celebra legendă, în mare parte, că Burebista ar fi poruncit tăiatul viilor. Acum, eu nu sunt nici de părere că erau toți alcoolici și că nu puteau să facă altceva. Nici neapărat pe motivație religioasă n-aș merge, că Zamolxe nu era un zeu care să ceară abstinență la capitolul ăsta. N-am fost musulmani înainte de vreme. Dar cert este că asta am avut o legătură foarte aparte cu, mai ales cu rodul viței, că asta a fost principala băutură consumată. Nu era singura, de altfel, adică e reiese clar din documente că dacii cunoșteau și berea și cunoșteau și miedul. Băutura din miere, vinul, miere alcoolizată care dă vinul din miere, mied sau hidromel, o băutură care astăzi e mai mult trimisă la spațiu scandinav, dar la noi a existat aproape dintotdeauna. Nu a fost foarte populară, sau să spunem că a avut vinul cerere mai mare. Dar un argument vis-a-vis de faptul că Burebista a tăiat viile în scop profilactic, tocmai se demontează prin faptul că ei știau să facă bere și mied. Adică n-ar fi fost așa o mare pagubă. Dar cert este că suntem și am fost dintotdeauna în area geografică care permite cultivarea viței de vie și asta explică în mare parte. Și de acolo și petrecerile, fără... Mai greuți puțin. Dacă ne uităm la mediul musulman, să pot și fără, dar pentru gustul românesc nu prea are haz petrecerea fără fete, în cazul bărbaților, fără băutură și fără alte distracții. O să le enumerăm pe toate, și atât privind consumabile, cât și privind ceea ce poți să faci ca să iasă petrecerea mai reușită, dar cert este că asta rămâne o constantă, cumva băutul de vin, cultivarea viței de vie merge până în perioada preistorică la noi, adică cu siguranță are câteva mii de ani pe aici. Ce s-a observat la boierii valahi, să spunem, ca să rămânem în zona Bucureștiului, este asta, consumul destul de zdravăn de vin și o manieră foarte interesantă, boieții toastau la mesele oficiale, adică pe lângă masa din casa boierească, unde... Bun, nu exista program de masă, dar exista un tipic al mesei. Când s-a hotărât boierul să se pună la masă, îi se aduceau de la bucătărie și o masă boierească așa decentă, să spunem, consta vreo 10-12 feluri de mâncare. Adică nu vorbim nici de cum de felul 1, felul 2 și un desert la final. Nu dau seama că nu. Era pus pentru destularea boierului. Noi, concepția pe care o avem astăzi de masă, cu o treabă care ține de nutriție și bineînțeles că a ținut și de necesitate, că am trecut niște vremuri mai grele când resursele erau pe sponci și de multe ori gospodinele erau nevoite din același produs să scoată două feluri doar să mai alungească masa aia, nici de cum nu se punea problema în felul ăsta la mesele boierilor, care erau gândite și cum au fost gândite până la începutul secolului 20 și mai sunt gândite și astăzi în anumite locuri, pentru destulare și pentru bucuria gustului. Adică să fie un meniu cât mai variat, în funcție de ce era, bineînțeles, la mod atunci. Și asta e o discuție pe care n-ar strica să o adoptăm, să o abordăm vis-a-vis de cum au evoluat rețetele de mâncare, să zicem așa. Bucătăria medievală e o bucătărie care, în principiu, în forma ei rafinată, în forma ei nobiliară, l-ar face pe un nutriționist de astăzi să se ia cu mâinile de cap. Așa, pentru că nu se cunoaște niciun fel de principiu vis-a-vis de cât de rău poate să-ți facă grăsimea. Grăsimea este cea care nobilează, în general, felurile de mâncare. Adică cu cât mai gras, cu atât mai bine. Suntem doldora de rântașuri, de amestecuri de făină cu grăsime care aparent dau gust. Aici se păstrează. În anumite zone, da. Mediul țărănesc, am mai spus-o eu într-un context, dar cred că nu într-o discuție cu voi, și nu o spun eu, au spus-o mai mulți sociologi, că țăranul român a fost în mare parte un vegetarian fără voie. Că el, săracul, n-a vrut, dar a avut o alimentație foarte sănătoasă, nu știu dacă era și foarte calorică, dar cel puțin nu mânca alimente care să-i îngroașe arterele, care să-l ducă la diabet, că n-avea de unde, săracul. Cum spunea Eminescu, mămărigă cu oțet și fel de fel de legume. Cam asta era cu ce se putea delecta țăranul român. Bucătăria boierească e exact la antipod. Cât mai grasă, cât mai încărcată, carnea este în abundență și de-aia guta a fost vreme de sute de ani boala aristocraților. Nu sunt medic de profil, dar așa în principiu putem să explicăm guta. Este excesul de proteină animală în alimentație care produce un exces de acid uric în organism și duce la îngroșarea venelor. Din câte am înțeles, mulțumită lui Dumnezeu, nu am momentan, ca să știu care sunt efectele, cu niște dureri atroce, pentru că nu este o boală vindecabilă, este o boală pe care poți să o menții cât de cât stabilă, dar nu mai scap de ea odată ce ai făcut-o. Asta era eminamente boala nobililor. În toată Europa, nu numai la noi.
pentru că asta, a fi hulpa, va fi lacom la mâncare, era o treabă împărtășită de aproape toată nobilimea europeană în perioada medievală. Deci cam așa trebuie să fie arătat o masă. Avem vreo 2-3 descrieri, dar nici una nu e foarte amănunțită. Adică nu se dau feluri de mâncare nici de cum până în vremea lui Brâncoveanu, nu se dau rețete. Avem, în schimb, cărți de bucate mult mai vechi în Europa apuseană, unde exact asta spuneam. Rântașuri la greu, grăsim la greu, se pune mult mai mult accentul pe aspect decât pe conținutul caloric propriu-zis al mâncării, în sensul că este o artă, de exemplu, să servești păsări fripte la cuptor, dar cu penele puse înapoi, ca să arate pasărea ca și cum ar fi vie, să servești niște plăcinte fanteziste, umplute cu fel de fel, dacă nu poți să ajungi până la porumbei vii, scena aia din Game of Thrones, nu e așa chiar imaginată cu totul, sau mai servit la marile banchete asemenea preparate, este orientat mai mult spre spectacol, show-off. Serviciul în sine, asta de fapt și diferenția noblețe la masă în vechime, respectiv la o masă domnească, am ajuns și la vârful piramidei, vodă e singurul care mănâncă de pe tacâmuri de aur sau mai des de argint. Boierii de rangul întâi, bași boierii aia cu bărbile mari și cu dregătorii înalte, mănâncă din veselă de lut, în timp ce boierii mai mici se mulțumesc cu niște talgere de lemn. Dar erau doar veselele, că tacâmurile la vremea respectivă... Tacâmurile vin mai târziu. Bun, e indispensabil cuțitul pentru anumite bucate, că n-ai cum să tragi de pulpa aia. Bănuiesc că și pentru ciorbă. Așa, iar fierturile, uite, greu de spus, acum lingura ajunge prin Europa apuseană, adusă din Bizanț, odată pe la 1000 și ceva, o prințesă bizantină care e logodită cu un împărat romano-german, Teofano, vine din Bizanț inclusiv cu o erezie, cu o furculiță. Furculiță? Da, și cred că am avut inclusiv un sfânt al Bisericii Romano-Catolice, Pier Damiani, port același nume, se declară scandalizat la modul religios de asemenea invenție barbară, furculița, care se asemănă cu furcile drașilor. Da, așa este. Da, deci avem cumva scena din Mica Sirenă, cum Mica Sirenă se piaptănă, cred că la fel se uita și prelatul ăsta la furculiță. Greu de spus, lingura de lemn există în spațiul nostru din timpuri imemoriale. Cumva, la un moment dat, cred că a apărut și ea prin furculița aici mai târzie. Pentru că furculița poate fi cel mai ușor substituită de mânuță. Și atunci e mai simplu. Până astăzi există în regulile de etichetă la masă anumite alimente care se consideră până azi mai elegant să le consum cu mâna. Da. Decât cu furculița. Respectiv, Păstorel Teodoreanu zice la un moment dat că dacă mănânci raci cu furculița, de ce nu te-a pus să tai și cervetul? Corect. Că e tot aia, adică la fel de aiurea arată. E o exagerare în partea cealaltă, să spunem. Deci asta, dacă cuțite avem sigur la masă, probabil că avem și linguri. Mai mult ca sigur, n-avem furculițe în perioada aia. Masa domnească, deci, variază în funcție de talgere. Și ziceam că o masă boierească obișnuită are 10-12 feluri. Un chiolhan, fie el boieresc, fie o masă domnească când vrei să dai o recepție, că se primeau și pe atunci ambasadori străini, urcă spre vreo 30, hai chiar 40. La o singură masă, la o singură serată. Iară, nu gândim masă în termenii care gândim noi astăzi masa, noi de multe ori nici nu ne mai așezăm când luăm masa de prânz cel puțin și o luăm din goana calului, cumva să spunem. La vremea aia, masa era cam principalul motiv pentru care te trezeai în vremuri de pace, pentru că clasa avută, deci drept urmare, puteai să-ți petreci liniștit jumătate de zi la masă, iar dacă vorbești de un chiolhan în lege, puteai să te pui de cu seara și să termine a doua zi. Un tipic, de exemplu, la masa asta era, dacă erai la masă cu vodă, când vodă ridica cupa să bea, bubuiau inclusiv tunurile, adică era anunțată mulțimea din târg că vodă petrece și bea. Și care putea să facă asemenea lui vodă. Dar la aceste mese de care ne spuneai de niște toasturi. Toast. Da. De la ce vine? Ce erau exact? La ce ne gândim în ziua de azi? Bine, nu se chema așa, evident, în perioada medievală, că toast este un cuvânt venit din engleză și te duce cu gândul culmea la pâinea pâine, prăjită. Da. Și legătura nu este nejustificată. În mediul anglosaxon, în perioada medievală, dat fiindcă vinul e mai lipsă, predomină berea și substitutul ei din fructe, cidru. Și atunci, în perioada de Crăciun, se fierbea o licoare cu un nume care e intraductibil din limba română și acum îmi scapă în originalul anglosaxon. Nu ale. Seamănă cu Wales, dar în momentul ăsta mă duc pe filiera aia.
Iarna se fierbea, ăsta se făcea un soi de vin fier, dar cel mai adesea din cidru, cu mirodenii și pe fundul oalei astea mari, care era un soi de preparat festiv să punea pe masă sărbătorește, s-a așezat pe fundul ei în interior o felie de pâine veche de regulă, care se îmbiba foarte puternic de conținutul alcoolic și care de regulă se oferea starostelui comunității cel mai bătrân, care se mai multe ori mi-a dat jeans. Și atunci lui îi prindea foarte ca bine bucățica asta de pâine muiată, dar bine, nu că n-ar fi putut să bea, dar era un semn de cinstire a celui mai bătrân și o chestie așa nutritivă, să zicem. Și de aici a rămas la propriu a toasta, adică a închina în cinstea cuiva. Acum, la noi se chema exact așa, închinăciune. Închinare se făcea la masă și unul dintre primii călători străini în țările române care ne lasă informații despre cum petreceau românii, este un avocat francez, îl cheamă Pierre Lescalopier și vine în țara românească până la 1570. Deci cam în perioada când domnește Alexandru Coconu, cel care ctitorește mănăstirea Radu Vodă din București, cel zis și oaie seacă, că a pus bir pe oile sterpe, ceea ce a fost o sacrilegiu în ochiul poporului. De ce o impozitez pe asta, Doamne, că asta nu naștem ei, nu fată-mi ei, pardon. La ca lui se pare că vine ăsta, sper să nu le încurc eu. Și constată că la masa domnească unde este poftit ca sol străin ce era, se practică obiceiul ăsta de toastat, în sensul că se ridică unul dintre voi și închină. Întâi în cinstea evidentă a Domnului. Adevărul că noi închinăm mult, pentru multe lucruri. Tocmai, dar se practica un stil de a toasta asemănător celui rusesc de astăzi, în sensul că în momentul când se închina, se dădea cupa peste cap. Și se toasta de 7-8 ori, se pomenea Domnul, se pomenea împăratul. El era sultanul, de fapt, dar se cumva eluda faptul că era musulman. A, când spuneam împăratul, închina... toată lumea știa cine... Da, este. Se știa la cine se referă, dar preferau să folosească termenul ăsta arhaic. Inițial, ar fi fost împăratul Bizanțului. Nu aveau voie sau era... Dimpotrivă, era un act de rebeliune să nu închini în cinstea împăratului. Exact cum este la biserică, în momentul când există o schismă bisericească, nu se mai pomenesc conducătorii bisericilor respective. Deci chestia asta e o treabă de protocol care trebuie respectată, mai ales la mesele oficiale. Adică ești obligat să închini, numai că pentru a amenaja un pic sentimentele supușilor creștini, să eluda faptul că e musulman împăratul. Așa și, mă rog, un pic ironic că închinai băutură în cinstea uneia pe care legea islamică l-o prea să bea. Cât de mult s-o opreau turcii, vedem imediat că am avut și un han turcesc în București. Așa, și pe urmă se continua ajungându-se până la cei prezenți. Și dacă aveai vreo 20 de oameni la oasă, mult succes să tot închini cât ocupă. Da. Așa, pentru că și cu mesele erau mari. Da, sunt relatări care spun că începeau să umble de-a bușile pe sub masă, atât boierii cât și vodă la un moment dat să putea întâmpla pe acolo de la treaba asta, dar dacă țineai pasul cu ei și reușeai să rămâi pe picioare, brusc deveneai un frate pentru ei, adică te apreciau foarte mult dacă țineai la băutură. Pentru ei asta era concepută în epocă și și-a păstrat ecoul până astăzi. Rezistența la băutură e văzută ca ceva foarte bărbătesc. Adică să te matolești din 2-3 pahare e văzut ca o semn de rușine. Încă până astăzi să mai păstrează. Adică înțeleg că predominau bărbații la astfel de mese. Nu, era segregație cu totul. La asemenea mese de stat nu se întâmpla. Eventual putea să țină doamna, soția voievodului, masă separat pentru jupânese. Foarte rare ori pe la nunțile mari, asta fiind principala sau, mă rog, suprema formă de a petrece în perioada veche, abia atunci se puteau întâmpla să fie la olalt, dar nici atunci nu se înșirau chiar așa unii lângă alții. Chiar e o întâmplare nostimă, să-i spunem astăzi, la vremea n-a fost așa nostimă, în perioada târzie a domniilor Fanariote, în timpul lui Constantin Hangerli, care domnește pe la 1789-90, se întâmplă să treacă un pașă turc foarte înalt, unii zic marele vizir, dar eu sunt un pic sceptic pe tema asta, în București, să ceară, oricum era primit cu toate onorile posibile, să ceară să vină și jupânesele boierilor la masă cu el și cu turcii. Acum nu i-ar trebui să fie Freud să te prinzi ce o să se întâmple, pentru că turcile și beau la București, că era deci un era afară... ca o derogare asta, da. Ca să apară... O să ajungem imediat, nu vreau să trec în tema aia, că aia e o temă separată cumva, dar pe aici așa cam făceau de cap, era un soi de Las Vegas așa pentru turci, ce se întâmplă aici rămâne aici, că nu erau direct sub autoritatea sultanului, erau în țară care avea domnul ei, dar totuși erau reprezentanții stăpânirii, adică aveau un soi de green pass, ei puteau să facă orice, că li se trecea cu vederea că, Doamne ferește, să ucizi un turc la București, că știi ce urmează după aia.
Și atunci își permiteau multe și ăsta își permite supremul sacrilegiu totuși, chiar și pentru o țară supusă, să ceară să vină nu numai soțiile, dar și fiicele mai în vârstă la masă cu ei. Asta și ar fi urmat niște treburi mai puțin de povestit, întocmai. Și atunci Vodă cu boierii s-au strâns la ce să facem, că nu prea era ușor să refuzi un potentat turc și se hotărăsc în cele din urmă să apeleze la o farsă, respectiv iau podăresele. Podărese este termenul pentru domnișoară pe care astăzi le-am găsit pe centura orașului. Așa, le costumează, le îmbracă în haine alese de boieroaice și le aduc la masă cu turcii, prezentând că asta e a Golescului, asta e a Văcărescului, asta e a Cutare. Adică le dau drept boieru aici, pentru că evident că n-avea domnul să știe turcul cum arată soția boierului. Și drept urmare este o seară foarte reușită în care turcii se bucură de cât de ospitaliere sunt nevestele valahilor. Podăresele sunt cinstite, soțiile Vodă și ale boierilor scapă cu onoarea neatinsă. Deci toată lumea mulțumită, să spunem, la final de deznodământul situației. Da, asta a fost o excepție care doar întărește regula, că nu se prea amestecau la masă unii cu ceilalți. Revenind la cum se petrecea, deci asta, pe lângă faptul că se bea zdravăn, nu prea avem o alternanță a mâncărurilor cum am percepe noi astăzi. Noi astăzi suntem învățați așa un tipic de masă, fie și sărbătorească, începe cu aperitivul, care sunt fel de fel de gustărele după obiceiul locului, se trece la o supă, o ciorbă, o ceva lichid și după aceea, dacă masa e mai îmbelșugată, se trece la felurile principale, de regulă din carne și se merge pe măsură ce devine carnea mai grasă, adică pornești cu peștele și te duci până la cărnile cele mai grase, după care închizi frumușel cu ceva dulce. N-avea nicio treabă chestia asta cu servirea la mesele domnești, unde se aduceau pe rând fel de fel de alimente, fiind plăcinte, fiind fripturi, fiind fel de fel de sosuri, de mâncăruri din astea gătite în sos, nu prea se ținea cont de o regulă care să semene cu asta de astăzi. Se mânca în mare parte cu mâna aceea ce pe veșmitele alea boierești blănite și vara. Așa, și în lipsa unei ape curente, chiar și în locuințele acolo, cele mai de bază. Cum? Acela era prosopul, înțeleg. În mare parte, plus că vorbim de niște oameni purtători de niște bărbi respectabile. Mai eu nu am o barbă respectabilă, dar și eu știu din experiență că la anumite mâncăruri e bine să le iei așa mai delicat, cu buzele deschise larg, ca să nu se oprească în podaba dâmprejur. Acolo era treaba cea mai grea, pentru că la un moment dat când ești cherchelit, nu mai ții cont de toate treburile astea. Drept urmare, la un moment dat masa trebuia să fie ritmată și de ceremonialul spălării, când veneau slugile frumos cu lighene de aramă. Apa de trandafir. Mai târziu apare și apa de trandafir și formele mai vechi de săpun, ca să se poată cinsti luminații boieri la masă în continuare, să curățau frumos pe mâini, primeneau și barba și o aranjau și în felul ăsta să putea continua. Deci cam ăsta este tipicul medieval, să deci spunem. Înțeleg că prin noțiunea de petrecere, la vremea respectivă, se înțelegea a bea și a mânca. Da, în mare parte. Avem și exemple de spectacole. Ele probabil că au fost mai dese, dar nu ne prea menționează cronicile mult despre ele. Avem, în schimb, o nuntă, cum am spus, nunțile erau nunți, cometririle, în general. Că vorbim de nunți, de botezuri, cam astea sunt. Nu avem aniversări la vremea aia, se serbează ziua de nume, onomastica. Cam aia ține loc de aniversare atunci, pentru că majoritatea... Motivul nu se știa, probabil nu erau registre, nu? Sau de ce nu aveam aniversare? Și dacă s-ar fi știut asta cu aniversarea, încă n-am elucidat-o exact de când devine încetățenită ca practică și unde devine încetățenită ca practică, dar nu era o treabă care să se țină. Pentru că marea majoritate aveau nume creștine, exista un Sfânt Gheorghe, un Sfânt Ion și atunci se serbau zilele de nume era atunci. Era suficient. Exact. Deci cam astea sunt marile ocazii de petrecere. Ce m-ai întrebat? De care erau motivele pentru care petreceau. Despre asta am vorbit cam până astea, acum. Cam astea sunt principalele motive de petrecut. Și cum spuneam, nunțile sunt probabil apogeul petrecerilor. Avem o relatare foarte interesantă din vremea unui domnitor cu un nume iar interesant, Radu Leon, zis Stridie. Pentru că omul făcuse comerț cu pești și stridii la Constantinopol înainte să dobândească tronul. Sunt mai mulți domni, unul Mircea Ciobanu. Mircea Ciobanu n-a fost cioban. A făcut negoț cu oi la Constantinopol, de acolo și-a făcut averea și așa a putut dobândi tronul. La fel și acest Radu Leon zis Stridie, este fiul lui Leon Vădă Tomșa al Moldovei, ajunge domn în țara românească și cred că el este cel care face la un moment dat o nuntă care rămâne cumva de pomină în memoria bucureștinilor din secolul XVII, pentru că aduce fel de fel de saltimbanci, să numeau pe vremuri, acrobați de circ, care în turcește, de exemplu, clovnii,
se numeau caragiozi. De aici a venit la noi cuvântul caragios, aia care făceau fel de fel de pozne, să spunem, dar aveai și acrobații în adevăratul sens al cuvântului, cei care realizau fel de fel de exerciții de gimnastică și de flexibilitatea corpului și se pare că vedeta spectacolului ar fi fost un harap, pe termenul vechi. Harap este un cuvânt, harapal, de exemplu, care desenează persoanele cu pielea neagră. În cazul ăsta e vorba de un indian, un indian din India, așa, un soi de fakir, care reușește, de exemplu, să facă o performanță, să sară peste 7 bivoli, puși unul lângă altul, deci o treabă pe care o vedem astăzi la cascadori, și a doua performanță pe care o reușește este să-și lege barba de coama unui cal, și calul, fiind bătut de slujitorii domnești ca să o ia din loc, nu reușește să se clintească, fiind ținut pe loc de fakirul respectiv. Asta e un soi de nuntă care rămâne de pomină, să spunem, în istoria bucureștenilor. Plus cadrul în care se desfășura o asemenea nuntă, pentru că noi de palat domnesc în adevăratul sens al cuvântului nu prea vorbim. Avem palatul de la curtea veche, dar el poate fi comparat cu un palat european abia pe vremea lui Brâncoveanu, că el e cel care îl restaurează. Și odată cu nunta asta se schimbă ceva în, nu știu, în petrecerile care urmează să aibă? Nu neapărat. Adică asta cel mai probabil nu a fost singura care a prezentat asemenea spectacol. Este una dintre puținele consemnate. E și perioada asta de instabilitate, când domnii vin, pleacă și, de regulă, cronicarii vremii sunt interesați de alte lucruri. Mă gândeam că și-a lăsat amprenta cumva. Asta clar și-a lăsat amprenta, că e menționat în cronică, adică a fost, într-adevăr, un eveniment, să zicem, ieșit din comun. Omul a prins o perioadă de acalmie, de pace, a avut loc să se desfășoare și, fiind probabil și un tip, nu că fusese negustor, trăise prin Constantinopol, mai văzuse ce se mai întâmpla prin capitala imperială, că și pe acolo existau asemenea amuzamente, și a dorit să imite cumva tipicul și a adus într-adevăr ceva mai exotic față de ceea ce erau obișnuiți bucureștenii, dar altfel nu lipseau la asemenea nu lipseau tarafurile, bineînțeles, asta a existat dintotdeauna la noi și este o formă de distracție care a însoțit mâncatul și băutul, adică nu era strict asta, ba chiar se poate spune spre psihologia românului că sunt, e un autor care spune că sunt die drei dinge, e o treabă din filozofia germană, cele trei lucruri. El zice că e mititelul ardeiat, vinul prost și muzica lăutărească. Cam asta e quintesența. Asta erau criteriile practic unei cârciu. Quintesența unei petreceri la români, asta e din secolul XIX, încoace vorbind. Dar în vremea veche, muzica e prezentă. Deci asta, muzicile populare la vremea aia, bineînțeles, sunt arhiprezente. E adevărat că e o constantă asta. Existau robii de etnie roma ai domniei, dintre care unii erau instruiți să cânte la instrumentele tradiționale. Că e nai, că e diblă, că e lăută, că sunt instrumentele vechi. Din asta se alcătuia un soi de taraf, să zicem așa. Nimic oriental la vremea respectivă? La vremea aia încă nu. Adică toată treaba orientală vine din vremea, hai să spunem, pre-fanariotă, că se observă o grecizare de pe la mijlocul secolului XVII, când încă, nu, când încă domnesc domnitori pământeni. Dar moda orientală are apogeu în secolul XVIII. La început ai cel mai probabil muzici autentice românești. Problema este că în majoritatea aproape totală, asta nu se mai păstrează. În niciun caz nu vorbești de partituri care să poată să-ți consemneze cum ar fi sunat o asemenea muzică. Putem doar să intuim cum ar fi sunat, dar e clar că erau nelipsiți. Totodată știm din mai multe documente că astfel de nunțe asta nu se desfășurau un palat, ci de regulă se înșirau pe un câmp cu pavilioane, pentru că se petrecea câteva zile. O astfel de nuntă fără câteva sute de feluri de mâncare nu se încheia. Adică asta era asta apogeul. A fost din totdeauna. Din păcate o păstrăm până astăzi, eu spun corect, din păcate, pentru că pentru mine ceva mai de coșmar decât a mă pune de 7 ori pe scaun să-mi dai mâncăruri din ce în ce mai grele în timp ce eu stau încoțovenit în costum, nu poate fi. Lăsând la o parte că plătesc cât nu face, dar asta e altă discuție. Așa. Dar asta a fost dintotdeauna și este o modalitate de a etala fala, bogăția, ceea ce se speculează la greu astăzi. Și când o ai, e bine să o etalezi. Și atunci automat că trebuiau să vină cu cât mai multe manifestări de felul ăsta la pachet. Oprim un pic. La nunțile domnești erau. Cum așa, și la o nuntă domnească, dar și la o masă mare domnească, luăm în calcul și organizarea. Adică, bun, distracția ai niște lăutari, poți să ai niște saltimbanci, niște acrobați, dar cu siguranță se urmează un tipic și vis-a-vis de adusul mâncării, dar și vis-a-vis de organizare. Îmi dau rând, seama că de asemenea învergură era o pe lângă segregație, mai ai și o împărțire pe clase, adică la masa lui Vodă nu stă ori și cine. Stau numai mari boieri, stau solii puterilor străine, solii împărătești, dacă se întâmplă cumva să fie prezenți pe acolo, și numai oaspeții de mare cinste,
boierii de rangul 2 au masa lor, slujitorimea are masa ei și dacă cumva se întâmplă talpa țării, talpa țării n-are masă propriu-zis, îi se dă și ei milă domnească, pentru că vodă se bucură, se împarte și la norod câte ceva, dar vorbind de chestii mai subțirene. Erau așezați practic după rang social, nu după cât de apropiați erau de miri, să zic. Sau de... Bun, rudenile, încuscririle astea nu se prea făceau între clase sociale diferite. Da. Deci, dacă atunci... ajungeai să faci o asemenea mezalianță, automat erai și tu de rang boieresc, dacă nu era chiar de rang voievodal. O să vedem la Brâncoveanu, că el e probabil cel mai prolific organizator de nunți domnești din perioada noastră medievală. Păi, ai 4 băieți și 7 fete, ai pe cine însura și mărita, așa, și mai și domnești aproape 25 de ani bătuți, că din 1688 până în 1714 este aproape 26. Mai și domnești un sfert de veac, ai și timp și mai ești și recunoscut drept cel mai avut domnitor pe care l-a cunoscut țara românească, Altânbei, prințul de aur poreclit de turci. Deci ai cu ce, ai cu cine, ai și când. Toate atunci, cele necesare. În vremea lui s-au ținut unele dintre cele mai fastoase nunți voievodale românești. A apucat să-și însoare 2 dintre băieți. Trebuia să-l însoare și pe al 3-lea fix când a fost mazilit de sultan. Și dintre fete nu mai țin minte acum exact dacă le-a însurat pe toate sau bapă. Ctitora Bisericii Domnița Bălaș a măritat-o cu Manolache Lambrino, un membru al aristocrației fanariote, s-a înrudit și cu familia Mavrocordaților, deci cu viitorii domnitori fanarioți care vor domni în țara românească, și a măritat altă fată cu fiul unui duca, deci cu domnitor al Moldovei, a avut nunți de rang ales și cel mai adesea petrecerile, indiferent de unde venea mirele sau mireasa, se cam țineau la București. Sau se țineau și la București, că exista și obiceiul ăsta să se petreacă și la locuința mirelui și la locuința miresii. Și de urmare, cam atunci au putut să vadă și străinii cel mai adesea. Avem norocul unui secretar florentin al domnitorului, Anton Maria del Chiaro, care ne lasă o scriere, Revoluțiile Valahiei, în care consemnează și obiceiurile astea de la nuntă, inclusiv cum mergea tipicul de servire. Lângă vodă, de exemplu, stăteau întotdeauna niște dregători domnești, stătea marele paharnic, cel care, a cărui funcție, bineînțeles că nu se limita la, dar era dată de faptul că el îi umplea cupa lui vodă și la un moment dat mai slujea și de degustător, practică iarăși înainte, sau destul de orientală, dar nu numai, că ca să eviți un deces subit al domnitorului, e mai bine să ai tu un deces subit mai înainte, să preîntâmpin cumva otrăvirea domnului. Nu doar asta era funcția paharnicului, dar în ceea ce privește, se ocupa inclusiv de aprovizionarea cu vin a curții domnești. Acum la Brâncoveanu nu era neapărat nevoie să-l aprovizionezi cu vin, pentru că el avea viile lui, de cărora le poartă de grijă până în ajunul morții, adică de la Constantinopol, fiind deja în închisoarea Edichiule, îi scrie vărului lui care domnea Ștefan Cantacuzino să aibă grijă ca vinul să se vândă în târg în anul acesta, cum este obiceiul. Deci ai întotdeauna o aprovizionare pe măsură, ai marele pitar care se ocupă de aprovizionarea cu pâine a curții și ai marele cămăraș domnesc, cel care are de fapt în sarcină aprovizionarea cu totul a curții. Ai un soi de șambelan care se ocupă de protocolul de la curte, de cine poate, cum poate să se apropie de vodă și cam care este rânduiala așezării la masă, că nu se așezau instinctiv, ci erau invitați să șadă. La un moment dat ne putem gândi și la un soi de recepție în asta, cum vedem prin filmele hollywoodiene la curțile apusene, dar nu cu atâta strigătură pe cât vedem în filmele respective, ci în schimb se dădeau cu trageri de tunuri, cu salve de tun. La momentele dintre astea când serba vodă câte ceva, se marca evenimentul prin salve de tun care să anunțe evenimentul respectiv. E ok cu sonorul? Da? Și cam asta este momentul de apogeu, să spunem, al petrecerilor medievale românești. Cam cum era logistica pentru o asemenea petrecere, mai putem să vedem astăzi, nu atât la Mogoșoaia, Mogoșoaia se păstrează foarte bine clădirea centrală, deci unde ar fi avut loc evenimentul propriu-zis, cât la Potlogi, la celălalt palat brâncovenesc, din apropiere de Târgoviște, unde a fost recent restaurat și a fost foarte bine restaurat, s-a restaurat și cuhnia, care e cuvântul vechi românesc pentru bucătărie și care, iară, e în afara complexului propriu-zis. Și acolo se țineau nunți? Nu, acolo se făcea logistica, logistica pentru nunți. Palatele alea, o să vadă oricine le vizitează, au o dita mai curtea. Da. Pentru că de regulă caut să ai nunta în sezonul cald, primăveratic. Dacă ne gândim bine, și posturile sunt cumva puse, adică se termină postul Paștelui și ăla fix. Să vine căldura. Vine luna mai,
ca asta, cum nu lipsește martie din post, n-ai cum să n-ai în mai vreme de dulce, chit că-ți pică Paștele, nu pică la sfârșitul lunii. Și atunci era vremea propice, dar la Potlos se vede și o bucătărie veche brâncovenească și cum era ea gândită. Adică sunt niște tingiri de dimensiuni pantagruelice, sunt niște cazane imense în care se gătea, vedem niște linguroaie din astea, de seamănă cu niște ciomege, de fapt, cu care se amesteca și fel de fel de ustensile care aduc foarte puternic cu, deja cu bucătăria turcească. Dacă mergem să comparăm la Top Kapı în bucătăria vechiului, noului sarai, de fapt, o să vedem o grămadă de similitudini vis-a-vis de cum se gătea la vremea respectivă, cu o împărțire destul de clară în bucătărie de pe vremea aia, cine face sosul, cine se ocupă de cărnuri, cine se este meșter cofetar, nu se amestecau. Așa, dar totul stătea cumva sub auspiciile marelui cămăraș al curții, care se îngrija de bunul mers al, pornind de la aprovizionare până la servirea propriu-zisă și la desfășurarea evenimentului. Nu știu să se fi păstrat la noi vreun nume de mare cămăraș, de asemenea șambelan al curții, care să fi făcut faimă, cum de exemplu avem în Franța un vatel din perioada lui Ludovic al XIV-lea, cel care îl servește pe prințul de Condé. Este și un film care poartă titlul ăsta, Vatel, este cu Gerard Depardieu în rolul principal. Este un maître d'hôtel, să zicem, un șambelan de la curtea principelui, care se sinucide la propriu când îi dă greșe aprovizionarea, în timp ce el organiza un banchet care îl găzduia pe regele Soare. La români nu știu să fie un asemenea personaj. Avem clar chipuri de domnitor petrecăresc, cum e Dabija Vodă în Moldova. În Moldova, Dabija Vodă era podgorean, era cultivator de viță de vie, care își păstrează bun obicei de a-și gusta roadele când ajunge la domnie și bea, cum spune și Eminescu, vinul din oală de pământ nesmălțuit, că spunând că așa e mai gustos, un obicei care iară s-a păstrat vreme îndelungată. Dar odată cu sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, se instalează definitiv fanarul, cum am spus, obiceiuri grecești începusem noi să căpătăm mai dinainte. Asta vine și cu o departajare mai limpede socială. Grecii vin cu segregația asta de plină între bărbați și femei, cu femeia care stă numai în gineceu în camerele ei, nu se amestecă cu bărbatul, e ceva cumva venit pe filieră orientală. Așa, și tot ei vin și cu o manieră mai artificială în manifestări. Păi ajungem la asta, la manifestarea nobilimii, a nobleței, prin faptul că depui cât mai puțin efort fizic, deja expiră era aristocrației militare. Boierii acum sunt văzuți ca niște trândavi și de aici pleacă imaginea aia de boier gușat, burtos, înnecat în propria grăsime, care aproape că nu face nimic și doar se bucură de niște roade care de data asta devin nejustificate, că el nu-și mai are rolul militar. Și pur și simplu asta, deci pe măsură ce urci pe scara socială, tehnica ai de a face cu persoane din ce în ce mai ticăloșite, mai leneșe, mai trândave. Să spunem, și tot tipicul curții și al caselor boierești se organizează în jurul mentalității astea, care nu este românească, este importată din zona fanarului, nu o să intrăm, din zona orientală. Unii zic bizantin, alții zic turcească, e un amestec. Turcii din situația de războinici, călări, după ce trec niște generații pe malul Bosforului, la rândul lor se deprind cu moravurile unei capitale imperiale care a prinsese mii de ani de când era capitală imperială, deci automat intervine odată cu manifestarea puterii și o decădere a moravurilor. Și niște manifestări din astea care nu sunt naturale, sunt date de un mediu artificial, de o zonă unde se exercită foarte mult autoritatea, să zicem. Acum nu o să intrăm în detalii cum se organizau mesele și cum era viața de zi cu zi pe malurile Bosforului, dar cert este că fanarioții vin cu obiceiurile de acolo. Și atunci, pentru ei este normal să se întâmple lucrurile așa și vin cu tipic oriental de primire. Respectiv, dacă aș fi fost eu, să spunem, un personaj de viță care urma să fie primit la curtea domnească, mai înainte să schimb vreo vorbă cu vodă sau cu vreun boier, mi s-ar fi dat ciubuc. Ciubucul nefiind ceea ce se înțelege astăzi, o mică sumă de bani pentru foloase neavenite, ci ciubucul, da, în sensul autentic al cuvântului, soi de pipă. Pipă, da. Nu avem țigări în perioada fanariotă, deci tot în înțelesul cuvântului de țigare rulată nu există în secolul XVIII, apar în secolul XIX. În perioada aia, tutunul, care este o altă formă de distracție, să-i spunem, vine în forma lui brută și se poate servi în mai multe feluri. Deci principala formă este ciubucul. Deci era o formă de respect pentru musafirul, ca să zic așa, care venea. Bineînțeles, asta ține din moravurile orientale de a pune lucrurile cele mai scumpe.
dinaintea oaspetelui, tutunul, pentru că era o treabă de import. El vine din America, dar este foarte repede preluat. Destul de repede preluat de Mediul Oriental, undeva până în secolul XVI începe să fie generalizat uzul lui și culmea, narghileaua, de exemplu, o inventează medicul unui împărat mogul, deci în India. Și o inventează culmea în scopuri medicinale. Tutunul la origini pentru amerindieni chiar are scopuri curative. Da, erau în forma în care servim noi astăzi e altă discuție. Da. Așa? Le mulțumim. Să zicem că suntem într-o perioadă intermediară. Acum, ce se poate spune obiectiv despre narghilea este că are avantajul că nu îmbâcsește, da. Nu lasă dâra aia de miros insuportabil, nu lasă urme vizibile îngălbenite de mustață, de dinți sau alte chestiuni dintre astea și, într-adevăr, fumul are un iz mai plăcut. Pe vremea aceea, repet, tutunul are o... Nu știu cum se fabrică astăzi țigările, n-am intrat în detalii, dar pe vremea aceea, după uscarea propriu-zisă a tutunului, se putea fierbe tutunul în miere sau în alte substanțe ca să se îndulcească, să se aromeze. Oricum se combinau sorurile de tutun și atunci, iar nu pot să intru în detalii tehnice, dar știu că... Ok, îl fierbeau cu miere și îl luau ca tare, ca de copt? Sau... Îl uscau, îl tocau la bardă, da. Și cu el, cum vedem până astăzi, tutunul de pipă. Cu așa ceva sau cu ceva asemănător s-ar fi umplut ciubucul, dar idealul epocii era să fie cât mai parfumat. De exemplu, perioada fanariotă, probabil cea mai mare căutare o avea tutunul de Smirna. Smirna este actualul Izmir în Turcia. Ăsta era aparent un tutun foarte dulce și foarte parfumat. Deci trebuia să miroasă frumos. Nu era neapărat, nu era important doar actul de fumat în sine, de prizat de nicotină, cât și mirosul pe care îl degaja în cameră. Așa, asta era de primire. Narghileaua era după, de taifas. Dar la început erai primit cu ciubuc și ți se dădea cafea și dulceață sau șerbet. Acum, cum ajunge cafeaua în țările române? De exemplu, legenda aia cu logofătul tăutul al lui Petru Rareș, care ar fi trebuit să fie primul român din istorie care a băut cafea în secolul XVI, în timpul Suleiman Magnificu, eu o consider trasă de păr că abia în timpul Suleiman Magnificu se cam generalizează uzul cafelei pe la curtea otomană, dar e puțin probabil să fie intrat în protocol. Că în protocol intră ceva ce e deja încetățenit de multă vreme. Legenda spune că logofătul ăsta a venit la înalta poartă să vorbească în numele domnitorului, este primit cu o... tavă cu o cafea fierbinte, pe care el, neștiind băutura, o ia exact cum o luau boierii cupele de vin și o dă peste cap. Așa, Suleiman apreciind faptul că, deși au dat lacrimile, boierul nu s-a clintit și a spus bună băutură. Adică a apreciat bărbăția omului. Asta, bun, sună bine ca poveste, nu știu dacă o fi fost posibilă, pentru că pe la noi ajunge abia în perioada fanariotă, generalizată în uz. Se întâmplă și pe la sfârșitul secolului 17, o să vedem când e prima cafenea în București, dar oricum, uzul ei se generalizează în secolul al XVIII-lea. Vine clar pe filieră orientală, de data asta e și descoperită, ea e descoperită în Etiopia, maniera ei de prelucrare a fost dezvoltată în Yemen și de acolo s-a răspândit treptat în întreaga lume musulmană, mai ales în lumea celor care nu consumă alcool, fiind un substitut foarte bun. Era cea mai bună. Da. În documentele epocii găsim în registrele de comerț, la prețul cel mai ridicat este cafeaua de Yemen, la prețul cel mai scăzut este cafeaua Moka. Îi spune și numele. Și de asta rămânem până astăzi la ideea că e Moka. De acolo vine, asta e cafeaua slabă. Cu siguranță, forma în care s-a băut la noi cafeaua până în secolul XIX este forma menținută până astăzi în mediul musulman și mai ales în Turcia, că de-aia se și spune cafea turcească, respectiv cafeaua infuzată îndelung la foc mic, la foc scăzut, care dă de mai multe ori înfiert. Procedura încetățenită, nu știu exact când s-a încetățenit treaba asta, dar cu siguranță în perioada fanariotă exista deja, cafeaua se fierbe pe nisip, nisip încins de dedesubt de cărbun, deci nu la foc direct cum avem astăzi, nu avem vreun expresor sau așa ceva, bineînțeles. Dar să fierbe îndelung, trebuie să fie cât mai aromată. După moda turcească este absolut interzis să pui lapte în ea. Există credința populară că faci lepră dacă bagi lapte în cafea. Așa, și nici cu îndulcitul nu se prea omorau ei la cafele. Adică preferau să o bea în forma simplă sau aromată cu diverse condimente, probabil cel mai căutat fiind cardamomul sau helul. Care până astăzi se poate găsi amestecat, dar trebuie să ai foarte mare grijă la proporție, că dacă ai scăpat mai mult de un vârf de cuțit, aleluia, nu mai simți cafeaua. Cam asta era forma de servire și se servea, bineînțeles, de la bun început, nu în canoaie, ci în filigene. Ăsta este termenul pentru ceașca orientală fără toartă. Fără toartă.
asta am mai spus-o cu siguranță, gestul ăla de mare noblețe până astăzi, de a ridica degețelul mic când bei ceva, de la aia provine, pentru că deci de la practic, aia săraca e practic, da. Și dacă ai mânuțe mai delicate, nu ai atâtea degete, n-ai atâta cană câte degete să pui. Și atunci ridici degetul mic, că n-ai pe ce-l pune la un pahar normal sau mai știu eu ce, să ridici degetelul mic, este un act de barbarie. Dacă mai ai și un ghiuță la el, este splendid. Asta era serviciul de servire al cafelei. Și acum că tot am pomenit, putem să facem... Asta e una dintre primele locante publice, localuri publice. Apare încă din perioada pre-Fanariot. Am discutat când am făcut turul despre centru vechi. De cafelele? Pe strada Doamnei. Avem atestare documentară în 1667, se deschide prima cafenea din București, o luăm înaintea Vienei și a Parisului la capitolul ăsta. O deschide însă nu un român, ci un fost soldat, unii spun seimen, alții spun direct ienicer. Cert este că făcuse parte din garda sultanului, este exact ca unul dintre soldații din ăștia de rang mai înalt, care ajungând la vatră are o sumă de bani și se gândește în ce să investească. Și se gândește el că la București ar prinde, dar fiindcă deja ajungea cafeaua, să deschidă o astfel de cafenea, vine și o deschide pe strada Doamnei, același vodă Stridie, care face nunta asta minunată, îi dă permis de funcționare, îi dă Hristov domnesc, care îi îngăduie să țină cafenea în oraș. Nu existau restricții la vis-a-vis de cine putea să intre într-o cafenea, bineînțeles că nu femeile, și exclus așa ceva. Deja vin moravurile orientale, cu separarea clară în spațiu. Femeile, de fapt, nu prea au ce căuta în spațiu public în perioada fanariotă. Nu există localuri unde pot să meargă femeile. Abia târziu, până la 1800, o domniță, Raluca Ragea, se hotărăște să facă teatru și să lase să participe femeile la viața publică. Până atunci, se ține cumva o regulă de harem în mediul nobiliar, evident, în mediul impregnat de moravurile fanariotă. La sate, viața își urmează cursul ei firesc. Dar altfel, femeia e destul de claustrată în perioada secolului XVIII. Dar acest Karahamie face cafeneaua pe la 1667 și o face într-un tipic oriental care se menține la noi tot până în secolul XIX, în sensul că ai un aspect tipic oriental. Nu ai scaune, cum sunt cele pe care stăm noi aici, ci ai divanuri. Divanul pentru oriental este o mobilă cu dublu scop. Poți să stai la masă sau poți să dormi pe ea. Este foarte avantajos pentru lenii și fanarios, că n-ai nevoie să te muți dacă vrei să te culci sau vrei să mănânci. Doar te întinzi. Ridici un pic, da, exact. Dar poți să faci chestia asta și întins, o făceau și romanii, au făcut-o cu siguranță și fanarioții. Cine un pic de antrenament, eu descoper că e destul de dificil să mănânci cu o vidră întins pe spate, dar unii se pare că reușesc să o facă. Așa. De regulă nu prea ai consumație de mâncăruri, adică nu e un local, ceea ce până de altfel e tiparul cafenelei până astăzi, nu e un local restaurant. Poți să ai mici gustări, de regulă covrigi în zonele astea orientale, dar consumația este bază, este alcătuită din cafea și tutun. Și? Tutun. Tutun. Adică tipicul prevedea că dacă ai intrat într-un asemenea local, indiferent de motivele tale, ai intrat să bei cafea și să fumezi. Astea ți se aduceau fără să te întrebe. Simplu fapt că intrase în cafea, înseamnă că ți se punea ciubucul în mână și se dădea filigena de cafea. Care de regulă asta era însoțită de dulceață, de o apă, ciubucul putea să fie, cum am spus, un soi de pipă, cu cât mai nobil erai, cu atât mai lung era ciubucul. Există o litografie de prin 1800 și ceva, cu baș boierul Iordache Filipescu, un nene cu barbă albă, costumat tipic fanariot, care stă pe un divan și are un ciubuc care îi pleacă din gură și se termină la vârful papucului. Adică de o lungime într-adevăr impresionantă, bineînțeles că îți trebuia un slujitor ca să-ți umple ciobucul, era un ciubuciu care avea grijă de asta, cum se găsea și la curtea domnească, dar ajungem imediat și acolo. Sau ți se putea da într-o cafenea direct narghilea orientală. Acum, iarăși, nu sunt expert în domeniu, nu știu exact cum a evoluat forma narghilei, dar principiul, de când l-a inventat medicul ăsta din Imperiul Marilor Moguli în secolul XVI, a rămas neschimbat. Deci, la vremea respectivă, când a venit cafeneaua, prima cafenea în București, a venit și narghileaua. Exista și narghileaua. Filiera de transmitere este evidentă. Din India trece în Imperiul Persan și din Imperiul Persan trece în spațiul otoman. Nu e clar că o luăm prin otoman, fiindcă îi spunem narghilea. Până astăzi, dacă mergem în Persia sau în Iran sau în Rusia, ea se cheamă kalian. Kalian, da. Adică are altă denumire, iar în spațiul arab se cheamă shisha. Este unul și același lucru, dar noi o preluăm prin filieră turcească, turcii fiind cei care îi dau denumirea de narghile.
la haremul sultanilor, în palatele sultanilor, capătă popularitate rapid și automat, iarăși același principiu, aceeași paradigmă, vezi la stăpân și vrei și tu. Și atunci se putea servi și narghila oare pe nu știu cum funcționa atunci față de modul în care funcționează astăzi, dar principiul de bază al narghilelei, spre deosebire de pipă, că ai niște cărbuni care asigură foc constant așezați pe un creuzet, ăștia asigură arderea și presiunea se creează printr-o țeavă metalică care este legată de un furtun, tu tragi din furtun, tragi focul din cărbun creând presiune pe amestecul ăla care inițial era de tutun, azi nu mai e, asta o pot spune cu certitudine, ceea ce e acolo nu-i tutun propriu zis, și în momentul în care se produce ardere, fumul coboară prin țeavă, trece, ăsta era marele lux, trece printr-un rezervor cu apă care îl răcește și oarecum îl filtrează. Și atunci este mult mai plăcut să fumezi asta pentru că eviți defectul pipei sau al ciubucului de a se supraîncinge. Fumătorii de pipă cunosc mai bine ceea ce spun eu acum, că la o pipă, dacă oricum e o barbarie să înnozi tutun, adică după ce ai fumat odată să-ți mai pui iar imediat să fumezi până nu ăla să se răcească. Adevărații cunoscători de pipă, am întâlnit un asemenea personaj, avea un sacou cu niște buzunare special operate pe interior și avea câte patru pipe când venea la evenimente ca să poată să schimbe pe măsură ce se adâncea petrecerea. Cam asta era tipicul unei cafenele orientale. Acum, subiectul, motivul adunării într-o cafenea era ceea ce în termen oriental se cheamă taifasul. Adică te strângeai fie să bârfești, fie să încheie afaceri, pentru că asta era forul public în care se discutau fel de fel de întreprinderi comerciale. Bineînțeles că asta era atent supravegheată de domnie și până la finalul domniilor fanariote și un pic după, exista un dregător domnesc numit Cafegi Bașa, care el îți emitea autorizație de funcționare propriu-zisă pentru cafenea și tot el era însărcinat de domnie să supravegheze dacă nu cumva să vorbesc vorbe dușmănoase la adresa domniei sau la adresa mai rău a sultanului în interiorul cafenelei, pentru că era locul principal și pentru urzire de comploturi. Și atunci stăpânirea era foarte atentă și era destul de reticentă în a da brevet, să spunem așa, noilor cafenele. Cât de importantă este demnitatea asta de Cafegi Bașa, o aflăm târziu la primul domn pământean Grigore al IV-lea Ghica, care îl boierește pe un lăutar. Grigore Ghica al IV-lea, fiind un tip petrecăreț, un om care i-a plăcut viața din toate punctele de vedere, avea doi cântăreți de inimă albastră, așa, unul dintre el fiind acest Nicolae Alexandrescu, care vodă-l ținea pe trăsură să-i cânte până dimineața când se ducea să se culce și vodă ajunge domn destul de, Grigore Ghica ajunge domn la o vârstă destul de înaintată, dar îi promite lucrul ăsta că îl boierește când va ajunge domn și într-adevăr îl face Cafegi Bașa și asta dă o familie nobiliară românească, Alexandrescu Cafegi Bașa. O Alexandrina Alexandrescu Cafegi Bașa se căsătorește cu un nepot al baronului Belu, de exemplu. Deci, prin un simplu lăutar, dat rangul ăsta, și asta reveni la curtea domnească. Deci la curtea domnească în perioada fanariotă, obiceiurile astea creează noi demnități. Ai marele ciubuciu care se ocupa de narghilele, ai Cafegi Bașa care se ocupă inclusiv de oferitul cafelei domnitorului. Ritualul ăsta este nelipsit la masa fanariotă. Dacă masa fanariotă în sine tipicul ei nu e foarte diferit de masa domnească dinainte, să modifică un pic alimentele, vorbim imediat. În schimb, ritualul de după cunoaște anumite prefaceri vis-a-vis de faptul că asta erau obligatoriu după să se servească cafele, șerbeturi, să se stea la ciubuc și să se huzurească. Adesea din huzurul ăsta trecea în masa următoare, pentru că dacă viața e frumoasă, de ce nu să faci lucrul ăsta? Acum, vis-a-vis de cum se modifică gastronomic, să zicem, meniul în perioada fanariotă. Asta este discuția foarte intensă în anumite medii vis-a-vis de ce importăm noi de la turci din punct de vedere gastronomic. În primul rând, e o discuție interminabilă în care eu evit să mă bag cu de fiecare dată între bucătăria turcească și aia grecească, care fel al cui e. Părerea mea, nu am aprofundat foarte mult, dar este că e un fond comun bizantin. Există, din fericire, o carte de bucate, Taste of Byzantium se cheamă, care consemnează rețete bizantine. Și poți să vezi din cartea aia niște feluri, să spunem, de bază, din care s-au dezvoltat atât mâncăruri grecești, cât și mâncăruri turcești. Adică eu sunt de părere că fondul e comun și o departajare așa mai simplă ar fi ceea ce ține de un fond nomadic care îmi trimite spre bucătăria mongolă, de un fond pastoral, alea sunt cel mai probabil mai autentic turcești. Kebaburi, kebab, și chestii din astea.
ceea ce ține de mâncăruri mai rafinate, mâncăruri gătite, fel de fel de musacale și alte chestii, astăzi mai degrabă bizantine, deci merg mai degrabă în mediul grecesc. Că erau pe aici, de dinainte să vină turcii, cum la fel, anumite mâncăruri pe care le socotim noi acum de influență orientală, balcanică, foarte posibil să fi fost și pe aici înainte, numai să fi substituit denumirea. Asta este o demonstrație pe care o face Radu Anton Roman vis-a-vis, de exemplu, de chiftele. Acum, am avut pârjoale, practic. Exact, ăla e chiftelele, cred că-s turcești, pârjoalele nu. Termenul căfte, într-adevăr, este termen turcesc, este amestecul ăla de tocătură, dar pentru cei cunoscători între ale bucătăriei, este un sacrilegiu să echivalezi pârjoala cu chifteaua. Deci arată la fel, compoziția e diferită și, după mulți, și gustul nu e același. Da, așa este. Atunci pârjoala asta moldovenească cel mai probabil este o formă neaoșă de bucătărie care se găsea și pe aici, că până la urmă și la urma urmei nu trebuie să fii mare geniu și nu e o treabă pe care a descoperit-o cineva că o tocătură prăjită bine, crocantă la exterior și mustoasă la interior, o treabă foarte bună. Până la urmă noi am avut micii și de acolo poate deriva. Stai, stai, să nu o luăm înainte, Okay. Ajungem și la mici. Momentan stă la curțile fanarioților, aia n-aveau mici. Cea mai apropiată formă de mic pe care o puteai întâlni la o curte fanariotă era cel mai probabil shish kebabul. Frigăruia din carne tocată pe care o întâlnim până astăzi, Adana kebab, de exemplu, sau Urfa kebab, turcii au o bucătărie foarte variată, la modul că aproape fiecare oraș mai important din Turcia are rețeta lui de kebab, că dacă există rămurirea de ce Dumnezeu găsesc pe lista aia de kebaburi 10, 12, 15 feluri, sunt Adana kebab, Urfa kebab... Sunt regionale, bă. Da. Variații la temă, că ideea de bază e aceeași. Bun, deci ne vin deodată felurile astea orientale. Acum le putem lua și după originea semantică. Ciulama, mâncare turcească. Sarma. Sarma în bucătăria turcească este de fapt întreagă categorie de mâncăruri. Dolma este ceva umplut cu, deci de exemplu vine te umplute, e dolma nu știu cum. Sarma este ceva rulat. Rulat. Deci sarmaua noi am preluat-o de la turci, dar din e foarte diferită. Zona levantină. Păi până astăzi, dacă mergi în Turcia, dacă îi spui chelnerului că vrei sarma, el o să înțeleagă, dar o să-ți aducă ceva ce nu seamănă. Pentru că îți va aduce ceva cel mai adesea în foi de viță. Au și ei variația cu frunze de varză. Aici e vorba de accesibilitatea alimentului respectiv în zonă. Da. Că înțelegi mai repede vița de vie în zona mediteraneană. Așa, dar îți va aduce ceva adesea umplut cu orez și poate ceea ce pentru mine este un sacrilegiu cu stafide. Fiecare cu gustul lui, nu comentăm. Așa, păcând sarmaua românească, mai ales aia din Moldova, este la un totul altă. Mai întâlnești într-adevăr asemănări la sarmaua muntenească, care de multe ori se face, mai ales spre vară, cu frunze de viță. Viță, da. Și să mai bagă bulion, ca să-i mai dea aciditate, să o mai zvâgnească un pic. Aia ardelenească e iar altă poveste, eu cel puțin așa simt. Varză dulce, cred că se face aia. E o discuție lungă și acolo. Da, putem să o abordăm acum, că de fapt am ajuns la tema mâncărurilor de proveniență, așa zis, orientală. Deci probabil că asta, sarmaua alături de mititeli, este mâncare emblematică pentru români. Când spui că e emblematică, asta nu trebuie să zici că am inventat-o noi. Dar este mâncarea cea mai des întâlnită în bucătăria românească, cumva o mâncare simbol pentru bucătăria românească. Nu e clar că am preluat probabil o rețetă originală pe care am adaptat-o într-o multitudine de feluri, adică nu sunt eu culegător de rețete, dar numai eu știu vreo 7. Rețete de sarmale? Da. Iarăși, sunt variați la temă, dar sunt. Așa și cu siguranță există mult mai multe. Acum e o întreagă discuție, deci... În principal, la români, mai ales în spațiul ăsta din zona Bucureștiului, exista antevreme o variație între iarnă și vară vis-a-vis de foi. Iarna era mai predomina varza, vara predomina vița de vie. Vița de vie, da. Așa, pentru că stăm două disponibile în zonă. Discuția cu varză murată, varză dulce. E o treabă mai mult pentru cunoscători asta. Varza murată, într-adevăr, ajută prin aciditatea ei la o mai bună mistuire a mâncării. Varza dulce, în schimb, dă un gust mai delicat care permite o mai bună asortare a vinurilor cu sarmaua respectivă, dar și asta e un întreg ritual, se pare, la pregătirea frunzelor de varză, să zicem. Respectiv, trebuie să fie numai vârfuri de frunze, să nu cumva să ai vreo nervură prin frunza respectivă, adică cât mai subțire cu putință, să opăresc întâi și să preferă să se opărească în borș,
nu în apă propriu zis, ca să-i dea mele... un anumit... Puțin la crește, bănuiesc, da. Despre asta să-i dea un anumit zvâc, să zicem. Da. Și cunoscătorii, eu tot din Păstorel Teodoreanu citesc, că el a fost cumva unul dintre cei mai pasionați culegători de rețete și unul dintre cei mai buni gurmanzi pe care i-am avut, în sensul de gurmanzi educați, care și știau să-și urmeze gustul. El spune că s-ar fierbe două zile sarmalele, odată le fierbi în bor sau în zeamă de varză și odată le fierbi în vin a doua zi, asta cumva și, să zicem, degresând un pic sarmalele. Un adevărat ritual să faci sarmalele. Păi de-aia sunt mâncăruri sărbătorești. În general, asta este o altă, hai să-i spunem, evoluție. Eu o consider o involuție a lumii moderne, că mănânci mâncăruri care erau specifice sărbătorilor, acum au ajuns feluri zilnice, ceea ce se dovedește pe analizele medicale, că nu e ok lucrurile astea, adică lăsând la o parte, astea erau mâncate rar, de nimeni care munceau fizic de 3-4 ori mai mult decât muncim noi azi. Nu sunt eu nutriționist de profesie, dar e la mintea cocoșului. Că în momentul în care reduci mișcarea fizică și mărești aportul calorii de N ori... Dă cu virgulă. Da, la fel cum asta, de exemplu, sandwich-urile sunt făcute de jucătorii de cărți ca să aibă, sau de jucătorii de jocuri de noroc ca să aibă o mâncărică ușoară de așa și se propagă după aia foarte rapid în mediile muncitorești unde aveai nevoie să mănânci ceva cât mai caloric și mai ușor de masticat. Pentru energie. Da, ca să poți să-ți continui munca. Ce relevanță are un hamburger pentru un lucrător de, care stă la birou 8 ore. Dar asta e altă discuție, revenind la sarmala. Deci cam asta este rețeta românească. Bineînțeles, marea inovație românească față de mediul oriental este că punem carne și punem mai ales carne de porc. Ceea ce n-ai să întâlnești, evident, undeva în mediul islamic. Se pare că proporția ideală ar fi un amestec de carne de porc cu carne de vită sau am întâlnit la anumite rețete carne de oaie. Pentru sarmale, îndelungata dezbatere dacă îi pui orez sau ba, unii spun că o ajută, alții spun că o strică. Am întâlnit rețete mai vechi care cereau miez de pâine înmuiat în usturoi, băgat în componența sarmalei și ceapă călită. Musai anumite chestii care să înnobileze amestecul ăsta, care să coace îndelung, cum ar fi șorici, afumătură, felul în care le pui, să ai grijă mare să pui foi de varză jos, să nu se lipească de oală. Discuția pe care o susțin din toată inima, că sunt cele mai gustoase la oală de lut și făcute la cuptor de foc cu lemne și unde să lasă, să pot uita, practic, să fiarbă acolo. Exact. Deci asta să spunem că este unul dintre principalele importuri orientale pe care le avem, dar nu e singurul. Mai avem, de exemplu, iahnia. Iahnia este tot un termen oriental și asta e clar că, mai ales în domeniul posturilor, ne-a ajutat foarte mult contactul cu Orientul, pentru că noi altfel am fi fost destul de limitați. Orice ține de prepararea vinetelor, dacă mă întrebați pe mine, sunt două moduri ortodoxe să le faci, ori salată, ori umplute cu ceva, altfel lasă-le Dumnezeului în plata Domnului. Așa, fie că vorbim de iahnii, de felurile de a prepara fasolea, fie că vorbim de salata care până astăzi se cheamă salată orientală, deși asta e un amestec cumva, că și cartoful ajunge cam deodată și pe la noi și pe la turci, că este și ăsta un import american, cum este și pătlăgica roșie și cum este și porumbul. Deci, așa ca o idee, cam mai marcat lucrul ăsta de câteva ori, mămăliga dacică, da, dacă a existat, nu e aia cu mălai, că mălaiul ajunge la noi în vremea lui Șerban Cantacuzino, în 1670 și spre 80. Mămăliga dacică este fiertură din mei. Deci există, cum e răspândit în tot răsăritul european, la toate popoarele slave, se cheamă cașa. E o fiertură din cereale. O treabă sățioasă, făcută repede, care ajută să duci mai departe munca. Seamănă cu coliva noastră. Ai altă discuție. Okay. E într-adevăr tot o fiertură de cereale. Coliva, la origini, este un aliment egiptean. Era folosit în Egipt de către muncitori, fiind un soi de tonic, pentru că combine o sursă de carbohidrați foarte puternică, grâu, cu dulce, ceea ce îți dă foarte multă energie. La noi apare târzior coliva și, bineînțeles, că e o problemă la fabricarea ei, că se substituie mierea adesea, pentru că zahărul nu era o resursă foarte disponibilă în perioada medievală. Asta și explică, de altfel, făcând o săritură, dulciurile orientale care abundă în zahăr. De ce abundă în zahăr? Este exact aceeași manifestare ca fala de la nuntă, afișez că ai. Că zahărul e scump, cu cât încarci mâncarea aia de sirop, prăjitura respectivă sirop, arăți că ești mai avut. Da, în mod normal, o baclava ortodoxă, o sarailie, un cunefe, un cutare, va musti la propriu de sirop, arătându-se în felul ăsta fala respectivului. Alte chestii, deci asta, ciulama, mai avem de la turci, iaurt în sine vine de la turci, dar iarăși, cu siguranță, o formă de a fermenta laptele, aveam și noi pe aici,
turcii probabil vin cu altă metodă, să zicem, sau așa ceva. Musaka ne vine pe filieră grecească de la greci, se înșiră toate stilurile astea de mâncăruri, ceea ce se observă probabil mai abitir decât în perioada antefanariotă, este ponderea calorică a mâncărurilor. Sunt din ce în ce mai grele, din ce în ce mai grase și cer ore întregi ca să poți să-ți faci digestia, să mistui, cum se spunea în vechime, și asta explică cumva apariția viitorului cafelelor, ciubucurilor, chestiile astea cel puțin dau senzația că te ajută la digestie. Din câte am citit eu mai nou, nicio treabă. Sau chiar pe dandoasele, exact minunata superstiție românească că o țuică două trase înainte de masă fac o digestie minunată. Săracul ficat cred că ar fi de altă părere. Acum eu nu mă prezint din postura unui abstinent, sunt consumator, dar măcar să nu le îmbătăm cu apă rece. Dacă tot le consumăm, să știm efect au. Deci asta explică cumva ponderea meselor orientale și asta, ceea ce ne aduc orientalii buni, e aproape imposibil să vorbești de un desert neamuș românesc. Noi avem cozonacul cumva ca mâncarea simbol dulce pentru perioada de sărbători. Ăsta într-o formă sau alta se găsește pretutindeni și probabil că da, el era aici deja în momentul în care au sosit orientalii. Și plăcintele tot de la erau ei? Și cum erau cu siguranță și plăcintele, alivenci, poale în brâu, da. Fel de fel de dintre astea. Ceea ce moștenim, de exemplu, de la turci este frumoasa plăcintă dobrogeană. Cea cu, sau, cea cu brânză sau șuberecu, care poate fi tot. Și cu ăsta are termenul turcesc în cuvânt. Așa, și se pare că și alte forme de patiserie, cum ar fi merdeneaua, cam tot de pe acolo ar trebui să vină, că orientalii, într-adevăr, excelează în, nu în arta patiseriei, la un moment dat, cât dragostea lor pentru alaturi cât mai subțiri. Deci, la un moment dat, desertul suprem de la curtea domnească, perioada de Paște, mare sărbătoare, era Baș Baclavaua, Marea Baclava, unde era o baclava cât o masă, la propriu, deci cu un diametru probabil de vreun metru, dacă nu mai binișor. Majoritatea am văzut cum arată o foaie de baclava, ne putem imagina în vremea când totul se făcea manual, cam câtă ardă cerea să întinzi o foaie din aia subțire precum hârtia, așa, pe o suprafață de un metru. Până astăzi, la Topkapı, se păstrează mesele de marmură pe care lucrau patiserii imperiali, marmura având cea mai puțină aderență în momentul în care faci o asemenea foaie. Se aducea special un cofetar din Constantinopol care realiza această baș baclava, care era desertul suprem, era groasă cam ca un tort, cu o succesiune de foi foarte subțiri, cu cel mai adesea nucă și miere. Asta ar fi rețeta de bază, să spunem. Ăsta, să spunem că este un câștig din partea bucătăriei orientale, că ne dezvoltă un pic gama deserturilor, care altfel românește este la plăcinte înainte, la război înapoi. Cam ăsta era dictonul de bază. Bun, vin cu variații. Sarailia, prăjitura saraiului, prin excelență, este o sarma dulce, pentru că este rulată, spre baclava care este etajată. Künefe-ul e o prăjitură ciobănească, să-i spunem turcească, pentru că se face cu brânză și cu aluatul ăla prăjit, care se regăsește și la kataif. Arată ca niște tăiței foarte subțiri, care sunt prăjiți, bineînțeles, în zahăr, ca să fie circul caloric complet. Așa, și care se servește cu fistic, adică ideea orientală este să mergi pe cât mai consistent posibil. Aproape toate scumpeturile, la un moment dat, sunt puse la oaltă, ca să tot așa să evidențieze fala. Acum nu contez că gustul poate să fie foarte bun. Dar cam astea sunt manifestările în ceea ce privește bucătăria orientală în perioada fanariotă și cam astea ar fi fost primirile pe care le-ai fi avut într-o casă boierească sau la Palatul de Scatun. Deci se dea ciubuc, cafea, respectiv șerbet. Acum și la șerbet, ăsta e clar, iar o moștenire turcească. Dar noi astăzi suntem învățați să considerăm șerbet o formă de dulceață. Inițial nu era dulceață. Era de o consistență mai tare. Era un soi de sirop. Nu, era mai moale. Ah, mai moale? Dar era acum e mai tare. Da. Deci acum s-a condensat un pic toată treaba. Înainte era o formă de sirop foarte dens, care se dilua în apă. Supremul lux era să-l amesteci cu fulgi de gheață, fiind de minamente o băutură de vară, și astfel să-l servești. Deci șerbetul inițial era baza pentru băutură, care se dilua în apă și în fulgi de gheață. Cam așa se servea, din diverse fructe sau flori. Șerbetul de trandafir cumva este apoteoza orientală. Trandafirii de Eyyub, în suburbia Istanbulului, aveau o reputație celebră. Mi-amintesc eu din grădina bunicii mele cum miroseau niște trandafiri pentru sirop, pentru că sunt un fel anume. Nu poți să faci sirop din orice trandafir, dar trandafirii aia de sirop, în perioada în care înfloresc, îmbat pur și simplu
lumea din prejur și tot așa un lux fanariot pe care doar l-am auzit, din păcate nu l-am văzut, este sarailia conservată în șerbet de trandafiri. Adică ne imaginăm cum pui carnea la garniță, pui așa niște rânduri de sarailie cu rânduri de șerbet care sunt lăsate acolo să se matureze. Asta trebuie să fi fost o treabă într-adevăr încântătoare în perioada fanariotă. Dacă, de exemplu, era iarnă în schimb, puteai la fel de bine să fi fost primit cu salep. Asta este o băutură neoșturcească, prin simplu fapt că da, se face din tuberculi uscați ai unei orhidee care crește numai pe platou anatolian. Este o floare uscată. La un moment dat s-a redus consumul pentru că era pe punctul să dispară planta, să dispară floarea, de la cât o culegeau. Dar tuberculele ăștia se usucă, se amestecă de preferat cu lapte cald. Se poate adăuga scorțișoară, nucșoară sau alte mirodenii dintre acestea și se face o băutură care are cumva textura grișului cu lapte, să spunem, mai rarefiată și care se servește de precădere de iarna. Deci cam asta era alternanța, salep cu șerbet. Deci era tot în categoria desert. Asta sunt categoria băuturilor care nu intrau neapărat dacă șerbetul te primea cu el. Adică primirea poate să nu fie urmată de o masă. Asta era ceea ce primeai doar pentru vizită. Chit că era o vizită protocolară, aveai de discutat ceva, nu stăteai la masă. Asta era doar pentru primire. La desert veneau felurile alea grele orientale de așa. Bineînțeles că nu se supăra nimeni dacă mai cereai și atunci un salep. Puteai să alaugi și o oranjadă, o limonadă, pentru că astea nu sunt chiar așa de noi, pe cât am crede. Toate astea pe care nu le găsim în perioada curții domnești. Cu siguranță nu. Nu. Tutunul, cafeaua, șerbeturile... Au apărut odată cu perioada fanariotă. Odată cu fanarioții nu sunt neapărat rele toate absurdele astea. Bun, hai să trecem un pic înapoi la locuitori, că am tot stat la curtea domnească de vreo oră încoace. În perioada de trecere dinspre domniile pământene spre domniile fanariote, pe lângă prima cafenea, încep să apară în București și prima formă de localuri. Acum, și de data asta, e bine să luăm cu un grăunte de sare ideea de local, pentru că nu este un local cum e ăsta în care stăm noi astăzi, ci este mai degrabă un stabiliment, ar fi cel mai bun termen pentru el, pentru că are mai multe funcții. Este vorba de hanuri. Alea sunt primele localuri publice. Am uitat cum se cheamă primul han în România, dar apare în secolul, în zona Valahiei, dar apare în secolul 17. E un dregător care ridică un han, să nu spun prostii, cred că Maxim Cupețu. Da, posibil să mă înșel la capitolul ăsta, l-am întâlnit la un moment dat într-o mențiune. Are doar meritul să fi fost primul. Hanurile cele mai emblematice pentru români apar în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, respectiv ăla pe care l-am menționat în turul din centrul vechi cel mai mare din București, hanul Șerban Vodă, pe locul actualei bănci naționale. Dar primul han în anii 1600. Da. Ăla e secolul apariției hanurilor. Care a fost... Unde ca localizare? Tot în București. Am înțeles, ca localizare în zilele noastre cam pe unde se știe? Cel mai probabil ar trebui să fie undeva în zona actualului Spitalul Colțea. Adică e foarte aproape, bineînțeles, de Curtea Domnească, de centru vechi. E la vreo 50-60 de ani distanță, adică nu e mare distanța între începuturi și apogeu pentru tipul ăsta de stabiliment. Hanul are o motivație economică, nu e o modă a hanurilor. Hanurile se dezvoltă cumva natural din contextul epocii. E un context destul de nesigur, când țările române încă sunt subiectul prădăciunilor tătarilor, pe de-o parte. Dar fi și fortăreață, de fapt, ca scop. Păi e unul dintre rolurile lui. Așa, turcii erau la fel o prezență aproape constant, din păcate. Și în al doilea rând este vorba de mersul economiei la vremea respectivă. La momentul evului mediu... Acolo aveau loc târgurile și schimburile de mărfuri. Acolo se țineau tarabele propriu-zise. Bucureștiul are niște târguri mari care sunt în afara hanurilor. Este târgul din Lăuntru, numit și Carvasaraua Domnească, care e chiar lângă Curtea Domnească. Târgul din afară, aproximativ în zona Oborului de astăzi, și intermediar între ele Târgul Cucului, care vine undeva în zona Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, mai sus de ea puțin. Deci ai târguri mari, sezoniere, care se desfășoară. Târgul Domnesc se mai numea și Pazarul, pardon, nu Carvasaraua, Evama. Pazar se mai numea, e vinetul de formare de la Bazar, pe turcește. Dar în hanuri aveai prăvăriile permanente, pentru că târgurile, cum am spus, se făceau și se desfăceau.
la vremea respectivă, comerțul era o adevărată aventură. Adică cei care se ocupau, de exemplu, de cea mai celebră arie de comerț, Lipscania, nu era singura. Lipscania însemna comerțul cu produse finite, că vorbim de țesături, de mobilier, de orfevrărie, de mai știu eu ce, din, a rămas cu numele vechi al orașului Leipzig, din Saxonia. Da, era de fapt cu spațiul Europei Centrale, că puteai să te duci la Danzig, în actualul Gdansk, în Polonia, puteai să mergi în Silesia, la Wroclaw, puteai să mergi la Leipzig, adică existau mai multe destinații în funcție de ce voiai să vinzi. Oricum vorbim, în proporție covârșitoare, de produse neperisabile. Pentru că o asemenea călătorie se numea taxid și dura până la 6 luni. De când plecai din țară cu carele pe care urma să încarci și cu escort armată, că tu duceai cu tine niște bani ca să cumperi produsele respective, și până te întorceai... Era perioada rece, clar. Cel mai probabil. Așa, dura vreo 6 luni, timp în care exista riscul să mor de boală, să mor ucis, să pățești vreo nepățită prins pe undeva prin munți. Existau atâtea feluri de a muri, încât negustorii noștri prevăzători, înainte să plece, își lăsau diata, adică testamentul, se împărtășeau și se spovedeau. Adică plecau cu sufletul în păcat, că măcar dacă se sfârșesc, să deci nu încă se de atunci se ținea cum de asta. Da, bineînțeles, asta a fost o constantă. Drept urmare, Hanul avea în primul rând rolul ăsta economic, de a fi o incintă relativ bine păzită. Când vorbești de bine păzită, în primul rând niște ziduri trainice. Nu mai avem un asemenea model de han în București. Inițial, dacă aveai ferestre în afară, erau de fapt niște găuri, niște găoace, strict cât să poți să bagi arcul cu săgeți sau pușca și nici de cum să ai vreo vitrină de expunere în afară, pentru că în Hanul avea obligatoriu o singură intrare. Iar intrarea asta de regulă era străjuită, se mai păstrează pe aici, pe acolo, niște asemenea uși din stejar masiv și bătute cu chingi de fier. Adică, cum e cel de la Hanul lui Manuc, se exact. Păstrează. Sau în zona orientală s-au mai păstrat cu armurărie completă, adică se bătute cu benzi de fier de sus până jos. Ușa practic are armură. Astea, odată închise, Hanul se transforma în cetate complet și cei care asigurau paza negustorilor, pentru că negustorii bogați aveau și o suită de paznici, să urcau pe acoperișul zidurilor și puteau să răspundă atacatorilor, fie prin găoacele zidurilor, prin găurile de tragere, fie sus de pe acoperiș. Ca să poți să reziști la un asemenea asediu, să-i spunem, o altă obligativitate pentru hanuri era să ai fântână, să ai puț în interiorul hanului, că dacă rămâi fără provizia apă, adio. Dar... Și proviziile erau o treabă, aproape că nu poate să existe han fără pivniță. Și astea, din fericire, sunt lucrurile cel mai bine păstrate până astăzi de la hanurile bucureștene, pentru că marea lor majoritate, eu mai știu două care se păstrează cât de cât în formă completă, sunt hanurile Manuc și Hanul Cutei din centrul vechi. Unul este aproape de Piața Unirii și altul este între străzile, cred că Gabroveni și nu mai știu cum se cheamă cealaltă mai sus. Așa. Altele nu se mai păstrează după forma clasică, dar multe pivnițe, în schimb, au rămas. Pivnițele astea adânci, pe cât permite solul Bucureștiului. Bucureștiul nu e cea mai fericită așezare pentru pivnițe, pentru că pânza de apă freatică e foarte sus. Practic asta, dai de câteva ori cu lopata și țâșnește apă. Drept urmare, cu atât mai mult erau prețioase asemenea locuri, existau niște excepții pe coline, cum erau dealul Spirii, dealul de la Radu Vodă, dealul Mitropoliei, dar asta chiar se păstrează sub reședința Patriarhiei până astăzi, o pivniță făcută de Matei Basarab. Așa, locurile astea erau foarte căutate și o pivniță clar dubla, cel puțin, prețul locului. Pivnițele se făceau pe un procedeu foarte durabil, e celebru arc roman, printre cele mai rezistente forme din arhitectură, cu cărămida aia subțire, care e o trăsătură clar medievală. Deci când vedem cărămida aia relativ îngustă așa și din lut ars, aia este o formă de material de construcție medieval care e foarte durabilă. Sunt pivnițe care de sute de ani nu au simțit cu tremure, nu au simțit niciun fel de deteriorare, să spunem. În locurile alea se păstrau alimente care durau, adică vorbind de cărnuri uscate sau pastrame, sunt felurite forme de conservare, afumare, sărare sau uscare la aer, brânzeturi, forme de lactate fermentate care duc cât mai mult, orice formă de aliment uscat, că vorbim de poame, de fructe uscate, că vorbim de alune sau nuci, așa, sau de pești uscați sau în saramură, astea erau alimentele cele mai căutate de către negustori. Mai puțin perisabile. Automat. Avem, de exemplu, în secolul XIX deja, dar când încă negoțul nu diferă foarte mult,
unul dintre cei mai mari comercianți bucureșteni din istorie este celebrul Hagi Tudorache. Hagi Tudorache a creat, în premieră, din câte știu eu, în mediul românesc, o rețea de negustori mobili. Erau niște căruțe imense cu coviltiruri, unde marfa stătea în căruță și se vindea trecând prin sate. Automat, săracul negustorul ăla, în adevăratul sens săracul, când ajungea prin niște zone unde nu existau hanuri, era nevoit să consume ce avea el în car. Și automat vorbim de asemenea mâncăruri. Asta este perioada când proliferează un alt soi de alimente, tot de inspirație turco-tătară, să-i spunem, respectiv babicu și ghiudemu. Astea sunt două feluri de mâncare care atunci se răspândesc pentru că sunt niște mezeluri crud-uscate care durează foarte mult. Deci am zis turco-tătară, pentru că de fapt se pare că proveniența lor e de la tătari. Legenda aia tătărească cu carnea bătută sub crudă, bătută sub oblâncul și ei, asta și este, o legendă. Dacă vreodată cineva ia contact cu bucătăria mongolă, o să vadă că aia gătesc și sufletul din orice. Deci nu există nici alimente semicrude, dar barem crude, în adevăratul sens al cuvântului, ci din potrivă. Totul este gătit, totul este gândit, dacă este în forma asta semicrudă, este uscat ca să țină cât mai mult, fiind un popor de nomazi. Cam astea se proliferau la vremea aceea. Deci, odată, rațiunile economice, doi, posibilitatea de apărare pe care o oferea Hana și trei, forma de locuire. Îți trebuiau niște servicii care să asigure rezidența pe o perioadă mai lungă decât stăm noi astăzi la un hotel, respectiv perioada aia când nu erai dus în taxid și stăteai să-ți desfaci marfa. Drept urmare, vreo 6 luni din an, cel puțin negustorul stătea acolo. Drept urmare, pe lângă spațiu propriu de cazare, Hana trebuia să fie și mare, ca să încapă și caii negustorului și căruța negustorului și așa cum se arată în cronici vis-a-vis de Hanul Manuc, cel mai emblematic han bucureștean, în curtea aia se petreceau și alte evenimente, în sensul că se găseau mai tot timpul niște lăutari, ca să le mai zică de inima albastră celor care se aflau în curte, se găseau fel de fel de animale, pornind de la haite, veritabile haite de câini semisălbăticiți, porci, rațe, gâște, o întreagă gospodărie, mizeria era la ea acasă într-o asemenea incintă, dar bineînțeles că trebuia să ai și o cârciumă propriu-zisă. Asta voiam să întreb, dacă rolul lui era și de cârciumă, adică de... Nu obligatoriu. Unele hanuri aveau cuhnile, unde fiecare, bucătăriile, unde fiecare negustor putea să-și gătească mâncarea, dar cel mai adesea... Deci nu te servea nimeni. Nu neapărat. Ăștia fiind oameni ocupați care aveau nevoie să stea mereu în prăvălie, preferau, așa cum se întâmplă până astăzi în bazarul orientale, cine zăbovește mai mult în bazar, o să vadă că la un moment dat apar niște băieți cu niște tingiri, niște talgere, niște recipiente care le aduc mâncare ăstora care stau la magazine, pentru că omul doar nu-i prost să-și închidă negoțul la ora 12 când e marele aflux de clienți, să se ducă să mănânce. Și preferă să mănânce acolo. Eu am pățit chestia asta în Istanbul, am picat fix peste ora mesei la niște negustori care m-au invitat foarte frumos până mă târguiesc să gust mâncarea lor. Dar cam ăsta era principiul de aducere. Deci nu. Cel mai adesea aveai și niște, un soi de personal. Acum, care era forma, cine îi plătea, nu știu să spun. Patronul de han, nu știu dacă avea neapărat în grija lui, ulterior spre secolul XIX, cu siguranță a avut și chestia asta să aibă o cârciumă cu personalul aferent care să poată să ofere alimentele necesare, contra cost, bineînțeles, locatarilor hanului. Deci nu avem tipul de serviciu de all inclusive, nu-ți venea mâncarea la cameră, dar se ofereau asemenea condiții. Deci parcursul cârciumii a plecat de la han. Mama cârciumii bucureștene este han. Și de acolo s-a dezvoltat până ce e astăzi și ce... Hanurile cunosc perioada lor de apogeu între secolele 17 și 18. În București zeci de hanuri. Literalmente, adică lăsând la o parte pe astea cunoscute, fie că mai sunt Buceare sau Ba, Manuc, Hanul Cutei, Șerban Vodă, pe locul Băncii Naționale, Constantin Vodă, în spatele Muzeului de Istorie, Hanul Roșu, păstrat într-o formă sau alta la capătul Șelariului, unde este vis-a-vis de șormeria Dristor de astăzi, așa, Hanul Verde, care se găsea lângă el. Până în împrejurimile orașului mai ai niște hanuri cu nume interesante, de exemplu, Hanul Înjugă Urs. Înjugă Urs nu e o figură de stil, acum, bineînțeles că nimeni n-are de unde să știa că povestea asta e adevărată, dar aparent patronul hanului era un cogeamite omul, care în momentul când s-a dus la pădure să-și alemne, un urs i-a omorât unul din bivol. Ăsta a bătut ursul, l-a pus la han și s-a întors cu ursul și cu un bivol. Foarte interesantă alăturarea, urs cu bivol. Eu am venit cu o picioare, plec cu o picioare. Exact. Așa, ai hanul Urlă în Sus. Urlă în Sus. Aici mai greu de explicat, cel mai probabil era un domn pe care îl mai apucau romanțele seara și probabil că nu cânta foarte bine.
de ai așa, și fel de fel de denumiri din astea în apropierea podului Calicilor, este vechea calea Rahovei, o arteră bucureșteană, din păcate, astăzi mai mult dispărută, se mai păstrează numai zona dinspre sud, dar inițial ea ar fi venit până la tribunal și ar fi traversat Dâmbovița pe podul Calicilor, astăzi o parte de stradă este redenumită George Georgescu în zona Antibului. Dar prin zona aia s-ar fi găsit, ăsta nu știu dacă era neapărat Han cât era locantă, dar tot așa un nume amuzant, la Spânzuratul, pentru că patronul e tot un cogeamite om, fusese tâlhar înainte și fusese condamnat la spânzurătoare, dar în momentul când l-au legat de stejar sau de ce pom o fi fost, s-a rupt craca sub greutatea lui. Cumva dreptul de atunci prevedea că dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, cumva dreptatea divină este satisfăcută, omul e bun scăpat. Și drept urmare, el și-a putut deschide cârciumă local și în amintirea momentului ăsta proniator pentru el, a lăsat denumirea la Spânzuratul. Și o să ajungem și la cârcium, că mai așa la niște denumiri hazoase. Deci asta este perioada de maximă proliferare a hanurilor. Declinul lor intervine așa flagrant după 1848. Deci în toată perioada fanariotă, hanurile astea rezistă. Hanul lui Manuc, de exemplu, unul dintre cele mai mari bucureștene, e construit abia la 1808-1809. Deci târziu, sunt de la peste 100 de ani de la apariția hanurilor. Bun, într-adevăr, ăsta rezistă în primul rând pentru că este genial amplasat. Aproape că nu există loc mai bun bucureștean din punct de vedere al comerțului unde să poți să amplasezi un han. Și aici, deși, repet, scopul primordial al hanului este cel economic, nu e cel de loazir, de distracție. Dar distracția era inerentă într-un asemenea spațiu. Nu prea existau, cum se întâmplă astăzi, serbări pe la han. Când a apărut hanul lui Manuc, a apăruse deja cârciumile? Da, deja erau născânde, într-un fel. Cafeneaua e, practic, e concomitentă cu hanul. Hanul se proliferează mult mai repede, că are un scop mult mai lucrativ, dar cafeneaua merge în paralel cu hanul. Până trecem mai departe, vreau să vorbim de o excepție în zona asta. Este vorba de un han, dar un han cu un statut aparte. Cel mai adesea hanurile sunt produsele, bun, există domnitori, Brâncoveanu, Șerban, Cantacuzino, care fac la rândul lor hanuri. Dar ele cel mai adesea sunt produsul inițiativei private. Negustori bogați, boieri care ridică asemenea stabilimente. Există, în schimb, o excepție. În 1776, pe podul Șerban-Vodă, denumit ulterior podul Beilicului, deci actuala cale Șerban-Vodă, Alexandru Ipsilanti ridică un asemenea han pentru toți supușii musulmani care erau în tranzit prin țările române. Da, se făcea spre trecerea spre Bulgaria, probabil de aia trecea spre șoseaua Giurgiului de astăzi. Tranzit, imediat dezvoltăm problema. De fapt, să o dezvoltăm acum. În toată perioada dominației otomane este în principiu interzis oricărui supus musulman al sultanului să se așeze în țările române. Asta e o politică foarte deșteaptă din partea voievozilor pentru că evită colonizarea. Deci nu aveai voie ca musulman nici măcar să cumperi proprietăți. Nu aveai drept de ședere permanentă în țările române. Dar erai cu negoțul, că oricum turcii aveau monopol în zona asta, deci veneau capanlâi și gelepii să negoțătorească pe aici, dar după aia carate. Mai aveai, bineînțeles, trimiși cu scopuri politice, capugiu și mai era încă un termen, îmi scap acum, care aveau decretele ale sultanului sau erau trimiși către provinciile mai nordice și erau doar în tranzit pe aici, care la fel trebuiau să treacă pe aici. Domnul, în schimb, avea un divan efendi, un secretar de limbă turcă, pentru că la înscăunare și la confirmarea domnilor venea documentul de la Constantinopol în limbă turcă, pe care îl citea secretarul domnesc al domnului. Mai avea o gardă din ieniceri și mai exista totodată și a existat aproape permanent orchestra turcească, Meterhaneaua. Orchestra? Într-un soi arhaic, de a spune, un soi de ansamblu muzical turcesc, Meterhanea este... Și ce rol avea? Se cânta la evenimentele oficiale, este muzica aia orientală destul de asurzitoare, cu multe timpale, multe instrumente de suflat, darabane mari care ritmau cumva muzica. Pentru majoritatea călătorilor apuseni din țările române, asta suna ca o cacofonie în momentul când se manifesta Lady Craven, de exemplu, este absolut îngrozită când vede o asemenea manifestarea muzicii orientale, dar asta era trimisă, de exemplu, în alaiurile domnești, însoțea alaiurile domnești, marca evenimentele mari, cânta și la ospețe în anumite intervale. Ăștia erau supuși musulmani rezidenți permanenți, să spunem, la curte și am mai spus, mai treceau și cu scopuri comerciale sau diplomatice. Și atunci, pentru că oamenii ăștia urmau
altă regulă de viață decât supușii sultanului, decât supușii domnitorului. Urmau legea islamică, nu beau alcool, trebuiau să mănânce halal, cum găsim până astăzi măcelărie, adică cumva ceva asemănător cu regulile ebraice. Nu animale cu copita despicată, nu porc, nu cutare. Aveau un regim special de viață și plus că aveau obiceiul, cum spuneam, să-și cam facă de cap aici. Și acum nu cred că e o surpriză pentru nimeni ce face cineva neînvățat cu băutura când scapă prima oară în ea. Așa, și cum erau supuși ai sultanului și era belea mare, ca să zic așa, să vătămezi un turc, s-a considerat precaut din timp să fie cumva ținuți separat de restul supușilor. Inițial s-au preferat vreo două hanuri, mai erau o categorie de hanuri, hanurile mănăstirești, de cum era al mănăstirii Sfânta Ecaterina sau al Colții. Și acolo erau așezați de regulă supuși ăștia, până când la 1776 Alexandru Ipsilanti are fericita idee să ridice un stabiliment special pentru supușii musulmani, respectiv Hanul Beylikului. Bey în limba turcă înseamnă principe, Beyliku erau fie principii numiți de sultan, fie trimișii, pașii sultanului care veneau la București. Hanul ăsta avea un regim aparte, deci era rezervat. Înțeleg că era pe actualul Șerban Vodă, nu? Este pe actualul Șerban Vodă, este aproximativ dincolo de magazinul Unirea pe Dâmbovița. Eu inițial credeam că este mult mai jos, dar din lecturile ulterioare mi-a rezultat că era relativ aproape de curtea domnească, ceea ce e logic. Da. Așa, deci este la capătul dinspre centru al căi Șerban Vodă, al podului Șerban Vodă, care ulterior se numește chiar așa podul Beylikului. Pentru că pe acolo, asta era ruta de intrare în București a celor care veneau de la sud de Dunăre. Și drept urmare, hanul ăsta avea un regim special, deci era rezervat exclusiv celor de religie musulmană. Era deschis veșnic, ca să zic așa. Nu exista oră de închidere, nu exista oră de deschidere. Primele trei zile erau pe cheltuiala domniei, deci nu plăteau nimic chiriașii, după care plăteau. Și plăteau scump, se pare. Și erau de servici de o anumită gamă mai aparte de servicii, în sensul că aveau o baie turcească, ceea ce era un mare lux pe vremea aia, aveau o capelă de rugăciune, nu o moschee. Prima moschee din București este cea din parcul, a fost în parcul Carol, acum e mutată pe lângă Pieptănari. Moscheea Carol, cea care a fost făcută cu prilejul expoziției la 40 de ani de domnie, ca să arate faptul că România are și musulmani în componență. Dar înainte nu s-a permis vreodată existența vreunei moschei la București, nicăieri, de altfel în teritoriile care nu erau direct sub autoritatea sultanului, dar aveau un soi de mecet, să chema, o capelă. Așa, aveau și un cimitir musulman pentru cei care se întâmpla să răposeze pe aici și din punct de vedere al amuzamentului aveau pe o cafenea care nici în vreme de ciumă nu s-a închis. Deci e exact ca un local care în timp de pandemie, da, domnule, e închis, intrați, vă rog. Așa, și totodată erau de servici de un scaun de măcelărie. O altă chestie pe care ne-o aduc turcii sau cel puțin ne-o rafinează, să spunem, este predispoziția pentru localurile măcelărești. Un alt termen turcesc care rămâne până astăzi și mai rar folosit este cel de zahana sau zalhana. Zahana este un mic abatur de ovine. Ăsta este termenul, explicarea termenului turcesc, dar în ceea ce privește localurile, zahanalele sunt localuri specializate în produse de grătar. În mare parte, delicatesa pentru turci sunt organele. E simplu explicația. Organul este prima parte care se strică. Adică dacă pe carnea macră poți să o conservi, organul nu. Deci la urmă servești proaspăt, ori nu mai servești deloc. Acum, nu știu cât cunoșteau ei, dar s-a dovedit acum mai recent că este și mai sănătos să consumi organe, pentru că ele rețin mai multe minerale și alte chestii folositoare decât carnea macră. Și aș mai putea să adaug eu un alt avantaj actual al organelor, este că sunt mult mai ieftine decât carnea macră. Chestia asta o aveam de la turci și Beylikul este deservit de un scaun, de măcelărie. Scaun se numea pentru că era o buturugă mare pe care măcelarul în turcește kasap, și termenul ăsta l-am luat de la turci, își tranșa cărnurile respective, dar musai să fie halal și a fost un scandal diplomatic la propriu când un măcelar din ăsta erau aduși de regulă din sudul Dunării, ca să fie familiarizați, a îndrăznit să vândă din speculă sau altceva carne de porc. Și în vremea lui Caragea se întâmplă chestia asta și ăla este, nu știu dacă e omorât, dar oricum e pedepsit aspru și se revine cumva la normalitate, să zicem. Și a durat Beylikul până un pic după Revoluția de la 1848. Deci este un alt han popular bucureștean, dar de data asta cu un regim relativ aparte. Cum spuneam, după Revoluția de la 1848, hanurile
pierd de la sine, expiră economic, pentru că nu mai sunt vremuri de tulburări. Nu mai există atât de pregnant pericolul unei invazii străine și dacă există cu artileria modernă, oricum nu mai avea rost. Dar cu toate astea se făceau în continuare, se făcea comerțul, adică aveau nevoie de locuri unde ei să tranziteze. Da, doar că se despart. Vorbeam că în momentul ăla hanurile au început să apună. Încep să apun asta pentru că nu-și mai găsești justificarea economică. Nu mai ai nevoie de ziduri care să te apere. Se despart cârciumile de han în momentul respectiv, cârciumile de comerț, pardon. Așa. Ansamblul în sine e greoi, e masiv. Nu lasă loc de desfășurare așa de bine, pentru că intrăm în epoca vitrinelor în spațiu comercial, cât și în spațiu cârciumilor, pentru că și un local vrea să aibă cât mai mare deschidere la stradă ca să atragă mușterii înăuntru. Nu vrei să fie un spațiu închis, foarte greu de întreținut, pe de-o parte. Și drept urmare, încep să dispară foarte rapid. În a doua jumătate a secolului XIX, cel puțin, are loc o serie de demolări succesive ale marilor hanuri bucureștine, mai rămân două în picioare întregi până astăzi, și se trece, comerțul deja părăsește discuția noastră în momentul de față, pentru că își urmează cursul lui, mai ne interesează comerțul doar în măsura aprovizionării, și se trece la o ramificare, să spunem, a cărciumilor bucureștene, ramificare care se manifestase într-un fel sau altul și după finalul domniilor fanariote. Deci cafeneaua este prima formă de cârciumă, să spunem, autentic românească. Mă rog, endemică spațiului românesc. Ceea ce mai apare în perioada fanariotă este ceva ce, de exemplu, ne-o prezintă romanul Ciocoii vechi și noi, al lui Nicolae Filimon. La Nicolae Filimon găsim, de exemplu, expusă scena ieșirii la iarbă verde a bucureștenilor. Armindeniu, 1 mai, când dădea semnalul, Paștele și urmarea lui. Ieșirii ăsteia la iarbă verde, se termina postul, existau o grămadă de verdețuri, existau brânzeturile care apăreau în proaspete. Și se făcea ieșirea la grădinile de vară. București a avut o particularitate, spre deosebire de alte orașe europene, până în secolul al XIX-lea a fost un oraș ca o mare grădină. Spațiile verzi erau absolut imense. Și la îndemână, în afara centrului, centrul vechi a fost singura zonă de aglomerare urbană, în adevăratul sens al cuvântului, în restul orașului, că ești în sud, că ești în vest, că ești în est, găsești pretutindeni în grădini, cum ar fi fosta livedea gospod, livada domnească, care e transformată în grădină de vară, găsești livedea mitropoliei în zona străzii 11 Iunie, care la fel se transformă în grădină de vară, găsești câmpia Filaretului, devenită câmpia Libertății, actualul Parc Carol, un loc și mai înalt unde se puteau face jocuri și fel de fel de manifestări dintre astea, găsești zona Cismigiului, care tot scopul lui ăsta îi servea, zona de dincolo de Cismigiu, cunoscută așa sub numele generic de Geafer. N-am reușit să aflu până astăzi dacă asta e o persoană sau e pur și simplu o denumire care dă un loc. Se numea grădina respectivă. Da, pentru că era un loc cu verdeață și cu arbori. Așa, găsești grădini mai mitele, de exemplu o grădină tocmai numită peiorativ Colos, era pe Calea Victoriei, dar era un spațiu mic. Așa, Scufa, Union și alte astfel de asemenea ansambluri, unde ai de-a face tot așa ca la hanuri cu o organizare relativ ambiguă. Adică nu e un local propriu-zis care să aibă servicii organizate, dar se pot întâlni grătare, se pot întâlni oameni cu băutură, dar cel mai adesea, cum rezultă, de exemplu, din romanul Filimon, bucureșteanul prefera să meargă cu mâncarea lui de acasă, cu sufertașul. Deci cu oale de mâncare, cu oale de, sau cu damigene de băutură, cu fel de fel de coșnițe în care aveau mâncăruri, se întindeau cu pături pe iarba respectivă sau se puneau la mese unde existau asemenea mese amenajate. Existau, bineînțeles, și grătare la locul respectiv. Puteai să încălzești mâncăruri unor, puteai să servești direct ce ți-a dus și să petreci cam toată ziua acolo. Pentru copii existau jocuri. A apărut să primele forme de, să zicem, instalații de distracție. Exista, de exemplu, dulapul. Dulapul este o formă de Ferris wheel, de roată, dar varianta ei primitivă, în care la propriu aveai de-a face cu niște dulapuri montate pe o roată circulară care se învârteau. Așa, și tot acolo se pare că apar și primii călușei. Cai de lemn, caruselul actual, bineînțeles, în perioada de vară, fiind zăduf, pentru populația mai săracă a Bucureștiului, care nu-și permitea să plece la moșie sau în locuri mai ferite, se practica foarte adesea scalda în Dâmbovița, scalda care cumva topea toate moravurile sociale, fiindcă se făcea la grămadă.
bărbați cu femei, tineri cu mai bătrâni, de regulă bătrânii aveau oarecare pudoare și de regulă se prea băgau în apă, dar altfel doamnele și domnișoarele, mai ales Bucureștiul, ofereau prilejuri de admirație pentru domnii care treceau și care le puteau admira direct pe plajă, pe malul râului, să zic. În timp ce bărbații coborau frumos balercile în apa rece ca să se răcească, eventual se duceau mai încolo să pescuiască niște raci sau ceva care să alcătească o gustie, după care se puteau pune la frip niște păstrămioare, niște cârnăciori sau diverse lucruri dintre astea. Deci grătarul a apărut în perioada fanariotă? Sau era și dinainte? Cu siguranță există dinainte forma de grătar. Iar nu-i mare inginerie, este prins ca o formă de metal pusă deasupra cărbunilor în cinci, poate să producă o mâncare gustoasă. Sigur există și dinainte. Ceea ce apare în perioada fanariotă sunt manifestările astea exterioare, la iarbă verde, să spunem. Ce voiam să mai spun este vis-a-vis de cum se organizează tot tipicul ăsta de sărbătoare, că asta de regulă durează toată ziua. Deci ei se duc de cu dimineață și pleacă seara, eventual chiar noapte bine, fiindcă toți se dedau la fel de fel de amuzamente. Bărbații beau, joacă niște prime forme de cărți, de zaruri. Tinerii, dacă permitea spațiu, cum era în câmpia Filaretului, în parcul Carol, puteau să joace geridul, un joc destul de riscant, cu să prinzi o suliță aruncată de altul cu mâna, dacă o prindeai cu ochiul, asta e ghinionul tău. Așa, în timp ce femeile, evident, că stăteau la bârfă, la taclale, și copiii își găseau la rândul lor fel de fel de jocuri, fiind adesea urmăriți și mai muștruluiți din când în când. Dar treaba asta ținea toată ziua. Paradoxal, un loc unde a fost grădină de vară în București este chiar cimitirul Belu. Pe locul de la Belu până în 1850 era grădina de vară. Proprietarii cei din familia Belu embaticau, adică dădeau în arendă cumva grădina respectivă, care avea oarecare amenajare, adică nu era doar un spațiu verde și atât. Existau niște mese, exista o incintă unde se puteau ține asemenea mese, dar embaticau asta unor negustori, că aici iar ne reîntâlnim cu comerțul, care se ocupau mai ales în perioada culesului viilor, când exista vinul proaspăt, să livreze din băutura asta. Olarii nu mai prindeau cu lucru atunci, pentru că realizau cu sutele oale din pământ nesmălțuit, oalele roșii de pământ, pentru care în cinstea băutorilor vechi era să nu se învrednicească a doua oară de vin. Deci în momentul când goleai oala, dădeai cu ea de pământ și aia era. Bine, erau niște oale generoase, de un litru sau mai binișor, dar asta era obiceiul pământului și se întâmpla adesea să vezi în grădina baronului Belu că se formau adevărate alei din cioburile astea de oală înșirate, iar alimentația, asta o găsim înfățișată de mai mulți cronicari, fiind în general alcătuită din grătare cu pastramă care nu respecta niciun fel de normă de igienă, în sensul că era vizitată copios de muște și de alte gângănii până să ajungă pe grătar, era puscată la aer, ghiudemurile abundau, cărnăciorii subțiri, cu o denumire foarte frumoasă, neaua și românească, de trandafiri. Deci cărnăciorii, astăzi ne-a spune oltenești cel mai probabil, ăia subțiri și foarte piperați, se numeau trandafiri pe vremea aia și, bineînțeles, aveam alternanța de plăcinte, brânză și tocătură. Toate mâncărurile erau gândite să stimuleze setea. Plăcinta cu brânză era foarte sărată, aia cu tocătură era foarte piperată, că la urmă mai simțeai gustul cărnii, asta putea să acopere și niște mici date de expirare eludate. Proverbul ăsta este englezez, dar mie îmi place foarte mult că sunt zone până Anglia unde nici dracu nu calcă de frică să nu fie băgat în vreo plăcintă. Vis-a-vis de ce umpluturii mai neortodoxe bagă băieții. Așa, deci totul era gândit să stimuleze setea. Și asta este o formă intermediară între spațiu privat, pentru că se mută în spațiu public, dar încă nu se organizează propriu-zis ca o cârciumă după regulile moderne ale cuvântului, și asta apare tot așa în perioada fanariotă. Perioada de final a perioadei fanariote, aia de la 1800 până la 1121, deci în principiu domniile lui Caragea și a lui Suțu. Alea sunt perioada când începe să se simte fermentul occidentalizării, când încep să pătrundă pe o piață care fusese cumva saturată psihic de influența orientală, care se manifesta deja de mai bine de 100 de ani. Cred că am mai făcut comparația asta. Cumva ne putem imagina și cei care avem mai mult de 30 de ani, saturația de după comunism, când orice era nou era bun. Cam așa se simte, bineînțeles, se simte în primul rând de niște negustori foarte bine orientați, aviditatea pieței românești valahe pentru tot ceea ce vine din Occident.
Și drept urmare încep să apară niște antreprenori pe piața locală care încep să varieze, să spunem, tipologia de localuri. Să spunem că o veritabilă revoluție se produce pe piața dulciurilor. Apar primii cofetari, apare de exemplu un italian în București care fabrică pentru prima oară înghețată. E perioada de tranziție de la fanarioți în perioada de domnii pământene. Tipul ăsta, noi aveam înghețata, dar o aveam pe aia orientală, Dondurma, care are o rășină în compoziție și da, este așa elastică. Tipul ăsta, în schimb, vine și vine cu gelato, cu înghețata de tipic italiană, pe care o fabrica într-o cămăruță încuiată, ca să nu cumva să-i fure careva rețeta. Cel de la Capșa? Nu este cel de la Capșa, este într-o locație, se găsea vis-a-vis pe Câmpineanu de vechiul Teatru Național, actualul Novotel. Deci la intersecția Căii Victoriei cu strada Câmpineanu, dacă am merge către Palatul Regal, este pe stânga, după ce treci de Teatrul Național, în momentul ăsta am un lapsus și nu mi-aduc aminte numele lui, este un italian. Comorelli. Așa, el e cel care, am zis italian și mi-a venit și numele. El e cel care importă, de exemplu, înghețata în zona principatelor române. Tot așa încep să vină cu primele dulciuri, ciocolate, primele prăjituri, primele bomboane din Apus. Ceea ce iară constituie o fascinație pentru oamenii obișnuiți cu tipic oriental. Se mai produce o revoluție, dar asta este deja dincolo de epoca fanariotă, vis-a-vis de tipul de local. Pentru prima oară li se arată bucureștinilor că o cafenea nu-i musai să fie pe tipic oriental. Deci nu ai o sală rectangulară cumva, cu bănci pe margine și cu măsuțe din astea foarte joase, unde nu se fumează decât ciubuc, se bea cafea din filigean. Poți să ai o sală cu mese, cum avem și noi aici, unde să poți să stai la un scaun, să fii întrebat, deja se variază tipul de cafea, nu mai e doar cafea orientală, ești doriți un Schwarz fiind cafeaua la filtru, strămoșa. Asta după 1800. Da. Schwarzul este termenul german pentru negru, este cafeaua clasică, să spunem, vine Kapuziner, care este orientală de la călugurii capucini, actualul cappuccino, și apar fel de fel de variațiuni dintre astea. Se înțelege că se poate pune lapte în cafea mai nou. Deci că nu faci. Așa. Se încep să se adauge ceea ce tipic oriental nu prea prevedea. Tipic oriental prevedea eventual dulceață, dar gustelele subție. Dar acum nu ai niciun fel de problemă să adaugi niște patiserie cafelei și patiseria și ea începe să varieze, adică trecând de la pogăcele și alte chestii turcești, sau de la tradiționale poale în brâu și alimente, dar care nu sunt chiar comode, lângă ca o gustărică, alea sunt mai degrabă de masă, poți să pui un croissant, poți să pui un bușeu, poți să pui o tartină. Începe să se varieze toată tema asta. Acum foarte greu de spus per produs cine l-a adus și când s-a implementat, că oricum ai străini care vor să aibă tipicul lor de acasă, străini occidentali, și care cumva, măcar în spațiul casei lor, își mențin, dacă sunt mai cu starea un bucătar care le face asemenea preparate. Și bineînțeles, ne putem gândi logic, ăștia primez vizite, românul vede ce e la el în casă sau e servit, da, dreptul, și uite ce bun a fost, da. Hai să facem și noi. Și treptat se transportă și în spațiul public tipicul ăsta. Și bineînțeles că încep să apară în cele din urmă și localurile specializate. Deci asta este perioada. Perioada de sfârșit a fanarului cu începutul domniilor pământene este perioada când încep să se formeze primele cârciumi în adevăratul sens al cuvântului. Acum eu folosesc termenul de cârciumă generic, pentru că o să vedem în episodul 2, să zicem, că ele au o întreagă gamă în funcție de modul de servire, de preparatele pe care le oferă, de tipul lor de organizare, sunt variate. Dar abia acum avem o specializare a distracției în zona bucureșteană. Avem zona, perioada voievodală, să spunem, da, când aproape exclusiv distracția este în spațiu privat, nu există instituții publice. Perioada fanariotă, care vine cu gust oriental, dar este cumva cu un picior în spațiu public și cu unul în spațiu privat. Și terminăm perioada fanariotă, intrăm în perioada domniilor pământene și după aia ne îndreptăm spre monarhie, când începe și la București febra asta pentru dezvoltarea localului și febra pentru distracție.